bună ziua și vă zicem bun venit la Institutul de Științe ale Educației. Stimată doamnă secretar de stat în domeniul educației, onorat prezidium, distinși colegi. Astăzi, la simpozionul pedagogic național, participă foarte multă lume bună, lume care își dorește să facă schimbarea în învățământ. Avem aici în sală care, de fapt, precum vedeți, a devenit neîncăpătoare pentru ziua de astăzi și este îmbucurător faptul că toți au manifestat interes față de tematica simpozionului pedagogic național. Avem în sală șefii direcțiilor raionale de învățământ, precum și responsabilii de clasele primare din direcțiile raionale de învățământ. Avem în prezidium reprezentanți ai Ministerului Educației, pe care cu toții îi cunoașteți, domnul Crudu, șef direcție generală, doamna Valentina Gaiciuc, specialist principal, și pe domnul șef adjunct al Direcției Generale Învățământ din municipiu. Avem de asemenea în sală și formatorii naționali care pe parcursul a 5 ani au implementat metodologia de evaluare criterială prin descriptori. Bineînțeles, cadrele didactice care s-au înscris online, înscrierea care a fost suspendată încă în ziua de vineri, 28 februarie. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și că nu opuneți rezistență schimbării și vă doriți din tot sufletul ca această schimbare să fie una benefică. Trăim cu toții într-o societate în care schimbările de astăzi devin peste noapte lucruri uzuale. Și noi, cu toții, trebuie să răspundem la provocările atât personale cât și cele societale. Paradigma de evaluare criterială prin descriptori, elaborată și fundamentată științific în cadrul Institutului de Științele Educației, la solicitarea Ministerului Educației și conform Codului Educației în 2015, este o provocare nu doar pentru noi, cei din sală, pentru întreaga comunitate pedagogică, pentru părinți, dar și pentru elevi. Ar trebui să ne gândim și să ne dăm răspuns la întrebarea: pentru ce pregătim copiii? Copiii trebuiesc pregătiți pentru viață și nu pentru note. Această paradigmă de evaluare, de fapt, ne dă răspuns la foarte multe întrebări, inclusiv la întrebarea că elevii în școală trebuie să învețe din plăcere. Și iată, din aceste considerente, a fost inițiată această mare schimbare în învățământul primar, care practic s-a soldat cu mai multe succese. Desigur că pe parcurs au fost și probleme, dar au fost și soluții pentru înlăturarea acestor probleme. În linii generale vreau să vă spun că Institutul de Științe ale Educației împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, fundamentând paradigma de evaluare criterială prin descriptori, a asigurat-o prin metodologii aprobate și aveți metodologiile din anul 2015 și ghidurile de implementare acestor metodologii, la început pentru clasa 1, a 2, a 3, a 4. Mai mult decât atât, pe parcurs, implementarea metodologiilor a fost susținută de o monitorizare detaliată, de organizarea unor simpozioane pedagogice anuale, de organizarea masterclass-urilor, dar bineînțeles și de formarea formatorilor locali și formarea învățătorilor privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori. Vreau să vă zic că pe parcursul anilor 2015-2019, în cadrul Institutului de Științele Educației, au fost formați 15.000 de învățători din clasele primare. Dacă luăm în considerație că cifra învățătorilor din clasele primare este aproximativ 7.000, vă dați seama că fiecare învățător, practic aproape de două ori, a pășit pragul institutului în interesul de a afla mai multe. De asemenea, vreau să menționez faptul că în 2018 metodologia de evaluare criterială a fost dezvoltată și introdusă în curricula școlare dezvoltate ca o nouă metodologie pentru 6 discipline școlare,
atât la ciclul gimnazial, cât și la ciclul liceal. Semnificativ este acest fapt și ne dorim cu toții astăzi, în cadrul acestui simpozion, să discutăm despre probleme, despre oportunități, să încercăm să ne conjugăm eforturile comune pentru a aprecia excelența profesională, dar și satisfacția personală pentru rezultatele obținute. Problemele vor fi întotdeauna, iar noi cu dumneavoastră va trebui să găsim soluții pentru a le realiza și pentru a avea rezultate cu impact expectant. Vă doresc mult succes astăzi și întotdeauna în implementarea tuturor schimbărilor în educație. Și în acest context aș vrea cu multă plăcere să acord cuvântul doamnei Natalia Grâu, secretar de stat în domeniul educației al Ministerului Culturii, Educației, Culturii și Cercetării. Mulțumesc, doamna director! Distins public, bună dimineața! Încă e bună dimineața, sunt onorată și îmi face deosebită plăcere să vă salut. M-a frapat numărul dumneavoastră exorbitant și asta mă motivează și demonstrează dat în plus cât de necesare sunt aceste întâlniri ale cadrelor didactice și manageriale cu cei care au responsabilitatea de a proiecta și de a asigura politica educațională de calitate, noi cei care suntem de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Vreau să vă transmit salutul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării, Corneliu Popovici, care fiind astăzi o zi mai specială celor care suntem în educație și suntem membri de sindicat, va veni cu o mică întârziere, cu o reținere, să zicem așa, și până atunci vreau să fiindcă suntem în niște zile mai speciale, suntem la hotar de două zile minunate, prima care marchează începutul primăverii și o altă zi care marchează începutul vieții, prin definiție, ziua pe care o dedicăm femeii, dar nu cu acea conotație că e ziua în care îi spunem că o iubim, dar că e ziua în care ne amintim cât de solidare sunt doamnele din educație, cât de puternice sunt doamnele din educație și cum au schimbat la față doamnele educația în Republica Moldova, așa că domnii ar putea să facă niște aplauze în semn de respect. Da, semn de solidaritate. Onorat public, vreau din start să mulțumesc Institutului de Știință pentru faptul că găzduiește acest eveniment important. Evaluarea criterială prin descriptor este un element de noutate care a schimbat la față educația în ultimii 5 ani. Ca orice element de noutate care a venit în sistem, prima reacție a fost la orice schimbare este și starea de opunere, pentru că trebuie să ieșim din zona de confort și atunci trebuie să înțelegem care este motivația pentru a ieși din această zonă de confort. Când ieși din zona de confort, lucrezi asupra ta, depui efort, întâlnești dificultăți și atunci te întrebi, merită să faci acest efort? Eu zic că merită, pentru că efortul pe care l-am depus în acești 5 ani a fost pentru elevii noștri. Pentru copii a fost. Nu am inventat evaluarea criterială prin descriptori, doar datorită faptului că articolul 16 din Codul Educației prevede acest aspect. Nu am făcut acest lucru pentru că ne-am dorit puțină noutate. Am făcut pentru că devenise o necesitate imperioasă să avem o altă cultură a evaluării în general și nu doar la nivelul treptei primare. De aceea, încă din 2015, cu efortul susținut a Direcției Învățământ General și mai ales a colegii mele, doamna Gaiciuc, s-au întâmplat multe lucruri bune.
an cu an, suntem în al cincilea an de implementare a ECD-ului la clasele primare și deja lumea s-a obișnuit, a înțeles, mai mult sau mai puțin, de ce este important mai mult, deja mai mult, de ce este important să redimensionăm și să reînțelegem, să regândim, să reconceptualizăm evaluarea în sine. Acum, cine face schimbarea aceasta? O facem noi, cadrele didactice. Cum am fost noi evaluați? Noi am fost evaluați prin notă. Și cum spunea anticii, homo mensura est, omul e măsura tuturor lucrurilor. La prima etapă încercăm să ne racordăm la structuri prin care noi nici ne-am fost formați. E foarte greu să înțelegi o altă paradigmă și să o îmbrățișezi. Eu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că dumneavoastră, dincolo de greutăți, dincolo de nebuloasa asta care plana așa la etapa inițială, da, în școala sovietică toți am primit note de la 1 la 5, pe urmă ne-au dat de la 1 la 10, asta noi am mai acceptat-o, așa tot erau cifre. Cum facem să trecem mai departe? Vă mulțumesc pentru înțelegerea pe care ați manifestat-o și mă bucurăm în numărul beneficiarilor de formări care au venit la Institutul de Științe și au încercat să înțeleagă procesul în profunzime. Știu că nu întotdeauna a fost ușor, mai știu că ați avut reticența părinților, am și bancuri la subiectul ăsta, reticența părinților, care și ei au fost evaluați prin notă și ei vor notă și pentru până au înțeles ei că era important să înțeleagă că copilul poate scrie litera R și o poate pronunța, a durat mai mult decât faptul că a luat astăzi nota 10 sau că a luat astăzi nota 9. A fost o mică revoluție pe care noi ne-am asumat-o împreună. Avem rezultate palpabile. Este foarte bine că implementarea s-a realizat gradual și fiecare la MAPA ați primit o simpatică carte și îmi place nuanța de pe copertă, foarte primăveratică și foarte plină de viață. Înțelegem cu toții că rămâne provocarea de a realiza calitativ evaluarea criterială prin descriptori, de a depune efort și de a ieși din zona formalismului în acest proces. Înțelegem că există și o anumită încărcătură birocratică care s-ar părea că vine peste dumneavoastră cu hârtie și să ne asumăm și să înțelegem noi pentru noi înșine cum putem face această procedură de evaluare cât mai obiectivă, cât mai transparentă și cât mai centrată pe necesitățile de formare ale copilului. Mai știu că este foarte complicat pentru învățătorii de la clasele primare, ei sunt luptători prin definiție și dacă trebuie pentru copil, îl vine, face, învață, trebuie să danseze, trebuie să cânte, el o să cânte. Trebuie să învețe limba chineză, o să învețe. Mai complicat este cu cadrele didactice care predau limba străină, limba și literatura română, școala alolingvă, adică celelalte cadre didactice care vin la ciclu primar și, spre deosebire de profesorii de la ciclu primar, ei au beneficiat de mai puțină mentorare, de mai puțină inițiere și probabil o prioritate pentru noi este ca în acest an și în anul următor să ne centrăm pe necesitățile de formare ale acestor profesori, precum și a doua categorie foarte importantă, cei care au trecut la evaluarea criterială la ciclu gimnazial, la acele discipline specifice care sunt de vocație. Nu punem notă pentru cât de sus sari, pentru cât de bine cânți, este firesc acest lucru, dar profesorii trebuie să înțeleagă această schimbare, nu este un moft al ministerului, este o necesitate. În al treilea rând, o provocare pentru noi toți, de care ne-am ciocnit și a fost destul de dureroasă ciocnirea la început de septembrie, pregătirea cadrelor didactice care predau în ciclu gimnazial. Profesorii de matematică, limbă română, istorie, în grija cărora a venit prima generație revoluționară, generația ECD. Copii care au fost învățați că ei sunt buni, că ei pot, că ei reușesc,
că ei știu ce pot și ei sunt mândri de ceea ce pot. Cu asemenea copil în clasă este o provocare. Acest copil vrea să-i argumentezi de ce și acest copil vrea el singur să-ți spună ce crede el despre acest lucru. În ce măsură au fost pregătiți profesorii noștri, poate nu suficient, ca să poată primi cu brațele deschise acești copii. Noi am avut discuții diferite cu cadre didactice din diferite raioane, am văzut și poziție total ostilă la ECD, trebuie să recunoaștem, mai ales a profesor din treapta gimnazială. Și noi am înțeles din această ostilitate că au nevoie de ajutor, că au nevoie de implicarea noastră. De aceea, în continuare, ne vom consolida efortul ca să ajutăm pe colegii noștri să înțeleagă de ce este importantă această nouă filosofie și această nouă cultură a evaluării în sine. Și pe final vreau doar să punctez un moment care mie mi-e cel mai drag din toată paradigma evaluării criteriale prin descriptori. Este vorba de un principiu de bază care stă la acest tip de evaluare, este principiul succesului. Eu cred că această orientare a copilului spre succes, că tu poți, că tu poți, că tu meriți, este necesară nu doar copiilor, ne este necesară nouă tuturor. Poate și noi, dacă cândva am fi primit mai multe certitudini ale competenței și mai puține note, astăzi am fi fost mai încrezători și mai hotărâți în anumite lucruri pe care trebuie să le facem bine. De aceea nu-mi rămâne decât să felicit echipa de autori, coordonatori, formatori, care au gândit acest proiect, au crezut în el și l-au implementat cu ce? Cu succes. Mulțumesc mult! Mulțumim mult pentru apreciere, stimată doamnă secretar de stat, și cu adevărat în prezentarea celor care participă astăzi la Simpozionul Național mi-a scăpat cei mai importante persoane, autorii acestei paradigme de evaluare, o nouă teorie în dezvoltarea științei pedagogice. Vă salutăm și vă mulțumim pentru tot efortul care l-ați depus și ne dorim împreună mult succes. Aplauze pentru autori! Și acum oferim cuvântul doamnei Valentina Gaiciuc, specialist principal Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu privire la retrospectiva implementării evaluării criteriale prin descriptori. Bună ziua tuturor! Doamnă secretar de stat, onorată asistență, colegi, vă salut și eu. E o surpriză, sala este plină. Am așteptat că o să vă înscrieți la acest simpozion, că o să veniți, dar n-am așteptat că așa de mulți. Oricum ne bucură faptul că până acum manifestați acest interes de evaluare criterială prin descriptori, care continuă în al cincilea an să fie implementat în clasele primare. Deja s-a menționat din unii pași care au fost întreprinși de către Ministerul Educației în această perioadă de 5 ani. Doamna secretar de stat a vorbit foarte frumos și sper eu că mulți colegi de-ai noștri, profesori din ciclul gimnazial și liceal, susțin aceste idei de a continua, de a asigura această continuitate de implementare a evaluării criteriale prin descriptori și la ciclu de gimnaziu. Cel puțin, poate nu numai la aceste 6 discipline care acum deja sunt implementate cu evaluare criterială prin descriptori, dar poate și la alte discipline. Deci eu vreau doar să menționez unele lucruri care s-au întâmplat pe parcursul acestor 5 ani. Deci, cum s-a menționat, sigur că în 2014 a fost aprobat Codul Educației și unul din articolele Codului Educației, articolul 16, menționează că în învățământul primar evaluarea este criterială, rezultatele învățării sunt criteriale și se efectuează prin descriptori.
Dar asta nu era cel mai grav. Mai grav era că în articolul 52 era menționat că ECD-ul sau evaluare criterială prin descriptori se pune în aplicare începând cu septembrie 2015. Acest lucru ne-a impus Direcția Învățământ General, Direcția Învățământ Preuniversitar pe atunci, ne-a impus să întreprindem unele acțiuni care să asigure profesorii, învățătorii, copiii, începând cu septembrie 2015, să asigure această implementare a unei noi paradigme, unui nou concept de evaluare în învățământ primar. A fost creat un grup de lucru la Ministerul Educației, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației. Sigur că s-a examinat mai întâi ce ne-am propus, de unde să începem. N-a fost ușor deloc. Dacă noi am avut experiența învățării fără note în învățământ primar de mai mult de 20 de ani în Republica Moldova, este vorba de programul de alternativă pas cu pas, credeam noi că luăm cumva așa și îl plasăm în toată școala și cu asta am reușit să facem toate lucrurile așa cum trebuie făcute. Dar după ce grupul de lucru a analizat, a examinat conceptul evaluării în programul pas cu pas, ne-am convins că mai avem nevoie de ceva. Avem nevoie de o fundamentare științifică. Și în așa mod am solicitat Institutului de Științe ale Educației să ne fie suport în această activitate, astfel ca orice pas care trebuia întreprins să fie totuși să aibă o fundamentare științifică. Nu la întâmplare, pentru că noi vorbim de școală. Și școala trebuie să aibă mereu un temei științific la bază. După ce am examinat programul pas cu pas, sigur că am vrut să știm, dar ce se întâmplă în Europa, acolo unde facem mereu trimitere, că acolo este mai bine, în țările civilizate, și este adevărat, avem dovezi că este, pe multe dimensiuni este mai bine, hai să vedem ce se întâmplă acolo la treapta primară sau la ciclu primar. Astfel, am analizat cu ce finalități și cu ce document, de fapt, la bază absolvesc copiii de vârstă școlară mică, pentru că diferite clase și în diferite țări se numesc diferit, copiii de vârstă de la 7, de la 6 până la 10 ani. Ce document au la finalitatea acestui ciclu de învățământ? Am analizat, deci, experiența mai multor țări, cum ar fi Franța, Irlanda. Aici aveți expuse, sigur că nu se văd, dar eu toate prezentările, ca de obicei, cum o facem de fiecare dată, o să o aveți la dispoziție. Și o să vă documentați, eu chiar am luat cu mine astăzi, așa, ca să vă arăt doar aceste dosare a elevilor din treapta primară, din, cum am zis, din Franța, din Irlanda, din Turcia, din Italia, Germania, Canada, Letonia, școala europeană din Bruxelles, Belgia, din Franța din nou, iarăși Italia, foarte, foarte multe dosare, doar am câteva poze aici, ca dumneavoastră să înțelegeți că lucrul ăsta nu doar din auzite și nu doar din internet, Google, nu știu ce, media, dar am ținut aceste dosare, le avem la îndemână, le-am analizat pe toate și am căutat să elaborăm ceea ce ne dorim noi, autohton, ținând cont de specificul și țării noastre și educației care o avem în familiile copiilor care vin în treapta primară și mulți alți factori. Sigur că în final ne-am ales și noi cu un tabel de performanță care astăzi îl vedeți expus, dar marea majoritate din dumneavoastră îl cunosc pentru că el a fost plasat pe site, metodologia, ultimul document, toate de fapt, dar ultimul document este plasat pe site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dumneavoastră fiecare vă puteți documenta. Eu știu că interesul colegilor noștri de la treapta de gimnaziu apare atunci când trebuie să dea și dumnealor sau să înțeleagă cum au venit copiii ăștia, ce au făcut ei în ciclu primar, la o disciplină sau la alta. Și atunci poate interesul este mai mare și atunci abia deschidem aceste materiale și ne documentăm. Deci tabelul de performanță care a fost elaborat, eu n-am să mă opresc la el, pentru că vă zic că aveți acces ca să vă documentați cei care doresc, dar el ni se pare nou din punctul de vedere al colegilor mei, autori,
de această paradigmă, de această metodologie de evaluare, mi s-a părut că este cel mai reușit. Mai reușit din faptul că acest lucru nu s-a făcut în grabă, acest lucru nu s-a făcut într-un an, într-o lună, într-o zi, într-o săptămână, nu știu cum. Acest lucru s-a făcut pe parcursul a 4 ani de zile. Tot s-a intervenit pe fiecare document elaborat. Da, așa ne-a fost norocul că a trebuit să implementăm acest nou concept în toată școala. Deci nu a fost o pilotare, a fost o pilotare pe țară, de fapt. Dar sunt învățătorii de la clase primare și știu că au fost de fiecare dată încurajați și li s-a spus: încercăm toți odată. Nimeni nu va fi penalizat pentru faptul că undeva poate n-a înțeles sau poate chiar și nu acceptă. Și bănuiesc că și sunt mulți poate care nu acceptă, și din părinți, și din învățători, și din profesori. Este mult mai simplu să aplici o notă. Dar, deci, împreună cu grupul de lucru care a fost inițiat, Ministerul Educației, colegii de la Institutul de Științe ale Educației, a fost elaborat primul document în 2015. Deci nimeni, niciun învățător n-a intrat în școală nefiind format la prima etapă, așa cum s-a reușit atunci, în 2015. Deci le mulțumesc tuturor formatorilor care au avut curajul să se ofere ca formator, să demonstreze cunoștințe care au fost aici formați în cadrul Institutului de Științe ale Educației. Încurajez și azi să fie alături de noi, pentru că asta este foarte important, și să facă lucru competent, nu pur și simplu la întâmplare, din auzite, că îi se pare sau nu știu ce. Deci primul document care a fost elaborat, el a fost aprobat mai întâi aici, în cadrul Institutului de Științe ale Educației, la Consiliul Științific. După asta a fost aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum. Au fost foarte multe discuții. S-a aprobat așa în varianta cum a fost. Toate metodologiile au fost însoțite de ghiduri. Ele și sunt până astăzi însoțite de ghiduri de implementare. Deci, în 2015 am pornit la drum. Pe parcurs au fost organizate seminare, au fost organizate vizite în teritoriu, au fost organizate mese rotunde. De fiecare dată ne gândeam cu ce putem îmbunătăți acest document. A fost aprobat, deci gradual au fost aprobate și alte metodologii până la clasa a doua, și la sfârșit de clasa a doua, în 2017, s-a elaborat o metodologie de monitorizare externă a implementării evaluării criteriale prin descriptori. Și aici, iarăși, în urma acestei deci monitorizări, sigur că noi am avut foarte multe concluzii de făcut și de intervenit pe documente din nou. Pentru că vreau să le mulțumesc aici colegilor care s-au oferit să fie monitori centrali, așa noi le-am zis atunci, formatori și monitori centrali. Deci sunt colegii mei din direcțiile de învățământ, toți 35. Deci ei au aplicat chestionarele elaborate în metodologie, au organizat seminare locale, mese rotunde, discuții cu părinții, discuții cu elevii, mă rog, elevii cum puteau să se expună și ei. Și astfel noi am, deci fiind scopul monitorizării estimarea progresului implementării ECD în învățământul primar prin analiza rezultatelor și impactului ECD în eficiența învățării elevilor, sigur că ne-am ales cu concluzii din ceea ce s-a aplicat în 155 de instituții de învățământ care au fost monitorizate direct de către formatorii centrali. 35 specialiști din organele locale de specialitate în domeniul învățământului au mers în 469 de clase întâi și a doua și respectiv 35 de formatori centrali. În rezultatul acestei monitorizări am îmbunătățit următoarea metodologie pentru clasa a treia. Astfel, în 2017 a fost aprobat și acest document. În următorul an, în 2018, a fost aprobată metodologie pentru clasa 4. Eu nu zic că în această perioadă au fost organizate și formări, care am menționat astăzi doamna director.
în continuu 15.000 de învățători, asta înseamnă că fiecare învățător a venit cel puțin de două ori. Poate unii de mai multe ori, eu nu cred că a rămas vreun învățător fără formare, dar se poate întâmpla, nu știu. Și respectiv ne gândeam, gata, s-a terminat cu clasa primară, ce facem în continuare? Cumva noi vrem ca copiii ăștia care noi îi trimitem în clasa 5-a să fie primiți tot cu zâmbete pe buze și tot cu dorința lor de a veni la școală. Asta e cel mai important. Spunea și domnul ministru de unul dintr-o ședință, copilul meu foarte fericit se ducea la școală. Asta ne dorim și noi, mai ales copiii mici, să vină fericiți la școală. Și să dorească să vină la școală, să nu se teamă de școală. Astfel ne-am gândit să elaborăm repere pentru asigurarea continuității implementării ECD de la 4-a la 5-a. Și iată vizitele în teritoriu care au fost acum organizate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și unul din documente care l-am discutat în atelierul care l-am monitorizat cu cadrele didactice, într-un fel ne-a demonstrat că acțiunile întreprinse în teritoriu au fost cele care noi ni le-am dorit. Deci s-au întâmplat, nu zic și astăzi, nu pot să afirm că în toate absolut instituțiile de învățământ s-a întâmplat această comunicare reciprocă cu colegii din instituții de la ciclul de gimnaziu, cu profesorii, la acele comisii metodice, cum le ziceam eu colegilor, sunteți obligați, pur și simplu, să nu lăsați baltă ce s-a promovat în acești 4 ani. Dumneavoastră, depinde de dumneavoastră, stimați învățători, cum dumneavoastră încercați să-i motivați pe cei de la gimnaziu ca să înțeleagă această paradigmă, acest nou concept și ce se poate de făcut acolo, la gimnaziu. Astfel ne-au demonstrat că acțiunile care au fost întreprinse, colegii care au participat la aceste dezbateri în raioane, că acțiuni au fost destul de multe, sperăm totuși să fie înțeleasă această paradigmă de evaluare criterială prin descriptori de colegii care preiau acești copii din clasa 4-a. Deci vreau să zic că la sfârșitul anului trecut de învățământ, noi am încercat să monitorizăm totuși cum s-a întâmplat în fiecare raion asigurarea continuității, cum s-a organizat la nivel de raion. Și datele care dumneavoastră le-ați expediat ne demonstrează că totuși au fost întreprinse o mulțime de măsuri diferite, absolut. Și asistențe reciproce și, cum ziceam, și fel de ședințe, seminarii și așa mai departe, mese rotunde. Nu vreau să uit și ca să menționez că, sigur că alți pași care au fost întreprinși, am avut grijă să facem seminare cu colegii noștri de la Universitățile Superioare de Învățământ Pedagogice și colegiile pedagogice. Și eu vreau să mulțumesc pe această cale Universității Creangă, împreună cu doamna Ursu, Mariana Marin, colegile care au stat și acum sunt cei care continuăm să lucrăm împreună. Deci s-au organizat, i-am invitat să participe și să înțeleagă și să dorească să înțeleagă că este o necesitate de a ajusta programele de formare, atât de formare inițială cât și de formare continuă la facultățile respective. Că nu numai noi, cei care suntem în proces educațional și care lucrăm în școală, avem nevoie de aceste formări. Trebuie schimbat, începând cu formarea inițială. Lucru care s-a făcut, alături de colegii noștri din Ministerul Educației s-au făcut și documentele respective, actele care, într-un fel, au obligat instituțiile superioare de învățământ să-și ajusteze programele de formare. Iată, toate aceste acțiuni au fost întreprinse pe parcursul a 4 ani, al 5-lea an, de fapt, acum, și eu vreau doar încă o dată pe această cale să vă mulțumesc tuturor. În primul rând, încă o dată, mulțumesc Institutului de Științe al Educației, grupului de autori care sunt astăzi aici în sală, o parte din ei, și să continuăm să dovedim, să demonstrăm că anume așa o să creăm acel spațiu confortabil, prietenos, ceea ce
Ne place să menționăm de fiecare dată o școală prietenoasă copilului. Iată acel spațiu prietenos, venind copilul la școală, să vrea să se întoarcă și a doua zi, și a treia, și pe tot parcursul vieții școlare. Eu vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare. Sper că astăzi la atelierile care le-am organizat special pentru profesorii din treapta de gimnaziu, o să vă duceți cel puțin cu multe răspunsuri la întrebările care mai persistă. Succes și ne dorim la tuturor. Vă mulțumesc! V-am îndemnat la început de simpozion să ne propunem să apreciem excelența. Astăzi, aici, am putea aprecia excelența în cercetare, în vederea elaborării a unei noi paradigme de evaluare, excelența în managementul monitorizării la nivel de Minister al Educației, Culturii și Cercetării, și aici vreau să mulțumesc deosebit doamnei Gaiciuc, care pe parcursul acestor ani, împreună cu responsabilii din direcțiile regionale de învățământ, au monitorizat procesul de implementare a evaluării criteriale prin descriptor. De asemenea, nu putem să nu menționăm și managementul formării continue, cele 15.000 de cadre didactice, și managementul implementării, managementul și excelența în implementare a dumneavoastră a cadrelor didactice. În așa fel, conceptul de management privind conceptualizarea, proiectarea, elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea a fost cu desăvârșire respectat. Astăzi, dar și pe parcursul tuturor acestor ani, a fost evaluată implementarea și evaluatorii au fost atât părinții cât și elevii. Vreau să zic că Institutul de Științele Educației a organizat și stagii de formare pentru părinți. Am avut două grupe, una română și una rusă, și părinții erau tot atât de interesați ca și dumneavoastră cadrele didactice. Și cred că această încercare o vom continua și în viitor. Pentru că implementarea unei noi schimbări în educație o putem face doar de comun acord, doar în parteneriat cu părinții. Iar cei mai interesanți ca copiilor să vină cu plăcere și să fie fericiți în școală sunt și părinții și cadrele didactice. Și acum vreau să ofer cuvânt cu privire la noile elemente, pentru că am spus că pe parcurs s-a evaluat, s-a actualizat și s-a dezvoltat metodologia de evaluare criterială prin descriptori și vreau să acord cuvânt doamnei Valentina Ursu, Ludmila Ursu, doctor în științe, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Avem și o colegă, Valentina Ursula Creangă, care de asemenea o respectăm tot atât de mult ca și pe dumneavoastră. Bună ziua, stimată doamnă secretar de stat în domeniul educației, onorat prezidium, dați-mi voie să zic scump auditoriu, scump prin inima și efortul pe care l-ați depus și îl depuneți în continuare în implementarea acestei paradigme noi, paradigme moderne, paradigme actuale a evaluării. Evaluarea criterială prin descriptori. După cum au constatat pe bune toți antevorbitorii, într-adevăr, în acești 5 ani, începând cu 2015, grație managementului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a efortului întregului potențial uman al Institutului de Științe a Educației, a cercetătorilor, a cadrelor științifico-didactice din universități și a întregii comunități didactice la treapta primară de învățământ, în ultimii ani deja și de la ciclul gimnazial și liceal, în țara noastră
s-a cristalizat o concepție națională privind evaluarea criterială prin descriptori. Această concepție răspunde tendințelor moderne în evaluare pe plan național, fiind totodată o concepție originală, specifică contextului nostru național, ancorat în realitatea sistemului educațional de Republica Moldova. Și această concepție actualmente este fundamentată științific, este asigurată cu bază normativă, este validată în practica școlară și are perspective clare de dezvoltare. Concepția despre care vorbim și cu care lucrăm reprezintă actualmente un sistem de eficientizare permanentă și diferențiată, nu doar a evaluării. Evaluarea fiind una dintre cele trei părți inseparabile ale procesului educațional, astfel ECD funcționează pe toate trei componente ale procesului educațional, și în predare, și în învățare, și în evaluare, prin introducerea criteriilor și descriptorilor, fără acordarea notelor. Evaluarea criterială prin descriptori în concepția națională se înscrie în cea mai modernă paradigmă care se dezvoltă pe plan mondial, paradigma evaluării formatoare, care se deosebește de bine cunoscută de toți evaluare formativă, anume prin faptul că elevul este partener egal împreună cu cadrul didactic și în procesul de evaluare. Prin această apartenență la paradigma formatoare, ECD acordă prioritate dimensiunii formative și în aprecierea rezultatelor școlare. În contextul ECD, elevului se acordă condiții favorabile pentru edificarea comportamentului performanțial de succes într-un ritm confortabil și în contextul individual al formării personalității. Efectele care sunt urmărite vizează multiple aspecte care țin de sănătatea psihoemoțională a școlarului mic, de formarea motivației intrinseci, dezvoltarea stimei de sine în baza educării capacităților de autoevaluare, favorizarea competențelor interpersonale în contextul evaluării reciproce, sprijinirea competențelor de învățare, dinamizarea autonomiei învățării și a autoeducației. Pentru ca să foarte succint și să mă străduiesc cât mai clar ceva s-a întâmplat cu nu e așa cum am pregătit acasă slide-urile, este ceva s-a deranjat aici. Ei bine, nu, cred că se vede oricum. Deci aș vrea să comparăm împreună cu dumneavoastră care sunt funcțiile de bază ale ECD, să le luăm în comparație cu funcțiile de bază ale evaluării cu note. Funcțiile de bază ale evaluării cu note sunt controlul și decizia asupra rezultatelor școlare. Aceste funcții se păstrează în ECD, dar ele nu mai sunt cele de bază. În loc de control al rezultatelor școlare, ECD are ca funcție de bază suportul în învățare. În loc de decizie asupra rezultatelor școlare, ECD are ca funcție de bază reglarea rezultatelor școlare prin și pentru succesul elevului. Este important să înțelegem și să citim documentele, să vedem în documente următoarele două aspecte foarte importante pentru conștientizarea esenței evaluării criteriale prin descriptori. În evaluarea criterială prin descriptori, elevul se abordează mai larg decât ca școlar, ca activitatea în contextul activităților școlare. În paradigma ECD, elevul se consideră identic cu copilul.
decizie este subordonat intereselor superioare ale copilului care este elev la școală. În același context, cadrul didactic se abordează iarăși mai larg, nu doar ca un învățător sau profesor care lucrează cu elevul la clasă, care predă, care învață cu el, care îl evaluează, dar se abordează mai larg, se abordează ca pedagog care este capabil să vadă în elev copilul. Aceste două idei repere direcționează următoarele dimensiuni prin care se asigură baza evaluării criteriale prin descriptori. Este interdependența, inseparabilitatea abordării centrate pe elev, abordând elevul ca și copil, ceea ce este indispensabil de promovarea încrederii în cadrul didactic, abordat iarăși ca și pedagog. Pentru ca să fie posibil de a asigura unitatea acestor două dimensiuni, este nevoie de dezvoltarea competențelor cadrului didactic de a adopta în mod independent decizii proprii, individuale, în interesul superior al copilului. Pentru aceasta este nevoie de cadru normativ explicit, coerent, și acest cadru normativ să-i creeze profesorul, învățătorul condiții pentru activitate, iar pentru ca acest cadru didactic să reușească să vadă copilul în elev, este nevoie de debirocratizarea activității cadrului didactic. În acești 5 ani de zile s-a asigurat și este un rezultat și un merit foarte important al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, atât cadrul normativ pentru implementarea CICD, cât și condițiile de debirocratizare a activității cadrului didactic, condiții absolut necesare pentru succesul implementării CD. Să vedem acest cadru normativ. Nucleul lui constituie curriculumul național. În 2018, curriculum pentru învățământ primar, la toate disciplinele implementarea ICD, și acest curriculum conține compartimente succinte și clare, explicite, compartimente care trasează direcțiile de reper pentru implementarea ICD. În anul 2019, curricula pentru învățământul gimnazial și liceal, cu cele 6 discipline care, deci parțial a fost și în 2018, s-a continuat în 2019, cu cele 6 discipline la care se implementează ICD, este important că concepția la nivel primar de învățământ și la ciclurile gimnazial și liceal este aceeași. Asta este important. Continuitatea respectiv este urmărită. Ca și produse curriculare, deci continuitatea este între aceste două curricula, este asigurată prin reperele metodologice privind asigurarea continuității la nivelul clasei a 4-a și a 5-a. Deci există această punte de legătură. Ca și produse curriculare, s-au aprobat ghidurile la fiecare disciplină și pentru prima dată în învățământul primar avem ghiduri la toate disciplinele de învățământ. Și în toate aceste
ghiduri, atât la nivel primar, cât și pentru ciclu gimnazial-liceal, există compartimente care reflectă evaluarea criterială prin descriptor. Și toate aceste compartimente sunt corelate între ele. Este aceeași concepție, aceeași idee dezvoltată și specificată pentru fiecare disciplină. În 2019 a fost aprobată instrucțiunea privind completarea catalogului, care a fost un pas important în raționalizarea instrumentelor de monitorizare a performanțelor elevilor și a fost posibilă doar datorită faptului că în anii anteriori de implementare au fost probate, testate diverse instrumente de monitorizare a performanțelor. Cadrele didactice din învățământul primar au avut o sarcină extrem de importantă să trieze cele mai bune instrumente, să trieze experiențe și doar datorită acestui efort al cadrelor didactice s-a reușit o raționalizare a instrumentelor. Acel tabel de performanță despre care spunea doamna Valentina a ajuns să aibă 3 pagini de completat pentru 4 ani și tabloul complet al performanțelor elevilor pe parcursul celor 4 ani din școala primară apare ca o, deci acest tablou apare, vine în societate, fiindcă acest tabel de performanță se prezintă părinților, părinții îl cunosc, părinții îl primesc la sfârșit de an, se familiarizează cu el la început de an, astfel și acest tabel de performanță constituie o legătură cu societatea. În anul 2019, toate metodologiile elaborate pe parcurs au fost generalizate într-o singură metodologie pe care astăzi ați primit-o și, cum a zis doamna secretar de stat, are o copertă de culoare primăvaratică. Sperăm că această culoare verde, culoarea vieții, culoarea prosperității, înnoirii, să treacă de pe copertă în realitatea sistemului educațional. Este important să zicem că și în anul 2018 și în 2019 scrisurile metodice, așa numitele repere metodologice privind organizarea procesului educațional, au realizat, au avut inserții importante, compartimente importante care se refereau la evaluarea criterială prin descriptori, deja la nivel concret pe clase și pe discipline. La sfârșitul ianuarie a fost actualizat și regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar. Și toate actualizările care au ținut de ECD au complementat acest cadru coerent de documente de politici educaționale. Și de acum știm cu toții, acele modificări și completări în nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general, aprobat în 2019, asigură baza normativă pentru acea debirocratizare în sistemul educațional care este menită și este necesară să îi dea posibilitate cadrului didactic, dacă să zic între ghilimele, să scoată capul din hârtii și să aibă forță, inimă, suflet ca să vadă copilul. Asigurarea acestui cadru normativ încă nu înseamnă că ne-am liniștit și avem un succes de plin. Desigur că există niște necesități de asigurare a succesului. Printre necesitățile actuale, am putea enumera
manuale școlare care să respecte cadrul normativ al ICD, proces care se desfășoară și este ghidat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Ghidul referent acestor manuale care să concretizeze, să precizeze contexte concrete de implementare a evaluării criteriale prin descriptori în baza manualelor. Este nevoie de o eficientizare a procesului de formare inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva ECD. S-a mai vorbit și anterior, s-au întreprins măsuri importante în acest scop și este foarte important ca acel cadru didactic care iese de pe băncile universităților și pleacă în școală să nu aibă nevoie de o reformare, dar să fie deja inițial format în paradigma evaluării criteriale prin descriptori. Iar formatorii naționali să-și actualizeze permanent și continuu ceea ce se face, programele de studiu, astfel încât să corespundă totalmente acestui cadru normativ despre care am vorbit. Sunt necesare activități sistemice de pedagogizare a părinților din perspectiva ECD. Vreau să accentuez aici caracterul sistemic. Așa cum formarea continuă a cadrelor didactice are un caracter sistemic, are o strategie bine gândită și pusă la punct, considerăm că la fel este necesară și o abordare sistemică pentru activitățile de pedagogizare a părinților. Este nevoie de monitorizarea continuă și transparentă, mai bine zis, continuarea monitorizării continuă și transparente a implementării evaluării criteriale prin descriptori în vederea eficientizării procesului și a perfectării eventuale a cadrului normativ. Pentru ca aceste necesități să fie, să devină reale, să devină din necesități succese, așa cum succesul este dezideratul evaluării criteriale prin descriptori, este nevoie de atitudine, implicare, cooperare, deschidere din partea tuturor, din partea comunității, pentru conștientizarea esenței evaluării criteriale prin descriptori, din partea cadrelor didactice, pentru ca să-și asume libertățile și responsabilitățile în implementarea ECD în interesul superior al copilului, din partea managerilor școlari și locali, ca să respecte libertatea cadrului didactic și să acorde sprijin în executarea responsabilităților. Și așa cum am trecut de la în ECD, de la control, dacă vă amintiți când am vorbit despre funcții de bază, de la control la suport, ne-am dorit ca această direcție de mișcare să vină și în activitatea cadrului didactic. Controlul este important, dar este foarte important să aibă cadrul didactic suport în activitatea lui, să îi se respecte acea libertate care se oferă actualmente de către cadrul normativ. Tot acest lucru am zis că este posibil doar cu implicare și atitudine. Dar implicare și atitudine va fi doar atunci dacă vom înțelege esența a ceea ce facem. Și nu vom vedea în regulamente doar niște cerințe sporadice, niște reguli, niște solicitări, să vedem esența și doar înțelegând esența vom putea să înțelegem ce avem de făcut. Și cu aceasta vă zic mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult succes, ne doresc mult succes în continuarea implementării evaluării criteriale prin descriptori. Și îmi cer încă o dată iertare, nu așa era proiectarea, ceva s-a întâmplat aici la tehnică, da. Mulțumim, doamna Ursu. Cu adevărat, una din personalități remarcante și una din autoarele metodologiilor și ghidurilor de implementare
a evaluării criteriale prin descriptori și, stimați colegi, destins public, suntem onorați la simpozionul pedagogic național de astăzi de prezența domnului ministru al Educației, Culturii și Cercetării, domnul Corneliu Popovici. Domnul ministru, ne bucurăm foarte mult. Sperăm că împărtășiți împreună cu cei prezenți în sală, cu autorii și cu formatorii, conceptul de evaluare criterială prin descriptor, dar vă acordăm cuvântul să vă expuneți propria părere. Bună ziua! De mult n-am văzut așa sală atât de plină, atât de multă lume. Stimată doamnă director, stimați colegi, din câte am fost informat, în sală sunt prezenți și profesorii noștri, și manageri, și șefii instituții, șefii direcțiilor regionale de învățământ, adică, practic, toată lumea frumoasă educației din Republica Moldova astăzi s-a adunat la Chișinău și anume la Institutul de Știință Educației. Pentru mine este o onoare să mă aflu aici cu dumneavoastră și vreau să recunosc din start că eu am venit mai mult să ascult decât să vorbesc. Pentru că ceea ce au făcut colegii mei de la Minister în ultimii ani de zile, ceea ce implementați dumneavoastră ultimii ani de zile, pe de o parte este cunoscut în societate, pe de altă parte încă sunt foarte multe semne de întrebare. Și acum când eu am făcut mai multe vizite în raioane, m-am ciocnit cu un șir de întrebări din partea unor profesori, din partea în special a părinților, ce-i cu sistemul ăsta nou de evaluare? Venind la minister, vorbind cu colegii mei, cu domnul Crudu, cu doamna secretară de stat Natalia Grilu, ei m-au convins că totul bine, totul este bine, adică totul a fost evaluat, s-a făcut cursuri de formare continuă, s-a implementat, se evaluează. De aceea, întrebări trebuie să fie mai puține. Eu, la un moment dat, am spus, ei, bine înseamnă că e bine. Ca să mă întâlnesc cu un coleg de-al meu, un om cunoscut în societate, care îmi spune că, tu știi, vine fiica mea din clasa 1, clasa 2, nu, clasa 5. Bucuroasă de la școală și îi spune, tată, în sfârșit am luat nota 2. Și tata, om care a făcut școală în perioada când anterioară, spune, și de ce te bucuri? La care ei spune, cum de ce să mă bucur? Până acum nu primeau nicio notă. Dar acum am luat tocmai 2 și din stat. Și acest coleg mă întreabă pe mine, tu poți să-mi explici mie ce se petrece? Că pentru noi doi era ceva negativ. Eu țin minte că am luat primul 2 la matematică, nu știu în ce clasă eram, clasă 1. Of, Doamne, vreau să ascund caietul ca să nu vadă mama. Când mi-a pus așa un 2 mare cu roșu în caiet. Și când vineam cu caietul să-l ascund, mama mă întreabă, dar unde duci tu caietul ăsta? Și de că n-am putut să uit chestii respectivă, de că sunt tipărit în memorie. De ce, iarăși, de nou, probabil sunt careva lacune în comunicarea cu părinții. Probabil nu s-a ajuns până la explicarea tuturor oamenilor, tuturor părților implicate în proces. Acum, recent, seara când mă întorc de la serviciu, asta nu este pentru presă,
Înainte de a intra în casă, mai trag o țigară în fața blocului, că nu pot să fumez acasă. Nu pentru presă. Nu se poate fuma, fumatul e dăunător. Se apropie de mine o cunoscută jurnalistă din Republica Moldova, care are două fetițe în clasă primare. Și îmi spune mie, uite, până la ora 9, seara, fiicele mele desenează, decupează, croșetează. La ora 9, seara, când obosesc, spun că gata, lasă tot, mâine la școală nu se duc. Iar una din ele spune că, mamă, de ce noi nu suntem atât de talentate ca alți copii? Că de ce pot desena, dar noi nu putem desena. Și să începe această panică, să spunem, a copiilor așa. Mama îi duce la culcare, se așează la masă împreună cu soțul și continuă să deseneze, să decupeze, să croșeteze. Și ea îmi spune mie, poți să-mi spui mie, te rog frumos, cât de importantă muzica, arta plastică și în câteva discipline mi-am spus. Pentru că noi tot timpul desenăm, pictăm și răspundem la întrebări. Și ce întrebări? De exemplu, care sunt animalele domestici? Noi răspundem. A doua întrebare, ce mănâncă animalele domestici? Noi răspundem. A doua zi, care sunt animalele sălbatice? Noi răspundem. Dar ce mănâncă animalele sălbatice? Și așa mai departe. Și ei spun că noi în clasa a doua, a treia, cunoșteam, de exemplu, care sunt animalele sălbatice și ce mănâncă ele. Și nu știu dacă este nevoie atâta multă atenție să fie acordat. La început, mama acestor copile era, adică era într-un fel de discuție așa mai lejeră, mai în glumă, ca în final ei să-mi spună mie, băi, ce faceți voi acolo? Explicați-mi și mie. Și mie nu rămâne altceva decât să spun că, stimată colegă, întreabă profesoara ce se petrece acolo, pentru că profesorul trebuie să fie la curent. Și ea, uitându-se la mine, îi spune că am întrebat. Și? Și că nu comentează nimic. Pentru că i-a fost interzis să explice nivelul de pregătire a copilului, să comenteze nivelul de capacitatea lui și așa mai departe, intelectual. La care eu spun, serios, așa ceva a spus? De mai mult ca atât. Eu mă apropii și rog, doamnă profesoară, spuneți-mi, te rog frumos, copilul meu, însușește materialul sau nu însușește materialul? Că înainte când luam nota 2, 3, 4, 5, 10, era clar că ceva era pozitiv. Adică sau negativ. Acum nu înțeleg ce se petrece. La care profesoara îi spune din start, eu așa informație nu vă pot oferi pentru că mie mi este interzis să fac aceste comentarii. Ce îmi rămâne mie? O plăcere. Îmi notez lucrul ăsta, vin dimineața la serviciu, invit colegii de la direcția învățământ general și zic, fraților, așa ceva este la noi în școală? Și atunci, colegii a spus că trebuie să insistăm asupra promovării cât mai mult a informației, a comunicării și cu profesorii noștri, și cu părinții noștri, și cu întreaga societate. Eu vă spun, ridicându-mă pe scări, pentru că ei, la noi, la minister, se lucrează până târziu. Era ora, după această discuție, era ora 11 și jumătate. Seara, mă ridicam pe scări și la un moment dat am început să zâmbesc. Singur de la sine și mă gândeam cât de fericit ar fi fost fiul meu, care acum e mare, dacă ar învăța după sistemul respectiv. Pentru că eu când l-întrebam de cum la tine, tot e perfect. Ce note ai luat astăzi? Toate sunt bune. Până răsfăiam agenda și vedeam ce este acolo.
pentru că mă chemau de 2-3 ori pe săptămână la școală. El era așa ca mai alentat, așa, cu copiii noștri. Dar acum e băiat bun, învață bine la universitate. Și vreau să spun că el s-ar fi considerat fericit, pentru că dacă l-aș întreba la cum la tine, el mi-a spus că e perfect. Ce note ai luat? El mi-ar fi răspuns cele mai mari. Excelent. Respectiv, astea sunt așa mici glume, mici abateri, respectiv eu am rugat colegii mei, de la Direcție Generală în special, am solicitat de la doamna secretară de stat ca să facem cât mai multă, să producem cât mai multă informație, cât mai explicit să fim în ceea ce s-a petrecut în acești ultimii 4 ani sau câți 5 ani de zile, ca să înțelegem ce e asta. Este acceptabil sistemul ăsta pentru noi? Sau nu este acceptabil? Pentru că ieri noi am făcut o postare, inclusiv pe site-ul Ministerului, eu am insistat ca să fie această postare, la un document care a fost aprobat în luna februarie, sau în ianuarie, sfârșitul ianuarie, referitor la sistemul de evaluare. Și am solicitat tuturor colegilor mei că atunci când apare o careva noutate, un regulament, o nouă metodologie, în mod obligatoriu să fie plasat pe site și să fie cât mai mult distribuit această informație. Cât mai mult. Și să solicităm opinia poporului. De ce doamna secretară de stat, în genere, mers mai departe și a făcut o linie de petiționare online. Ca oamenii să scrie, să ne spună. Eu, pe propria mea experiență, vă pot spune că lucrurile bune, dacă nu sunt promovate, ele pot să se transforme într-un bumerang rău. Și spunând lucrul ăsta, pot să dau foarte multe exemple. Dar am să menționez doar un singur exemplu, care iată acum vin, eu am întârziat un pic, am fost la o altă întâlnire cu astăzi ziua sindicatelor din domeniul educației. Și este și congresul. Apropo, vă felicit dacă sunteți membri a sindicat. Și acolo vorbeam cu unii colegi referitor la marea cumpănă prin care a trecut la etapa actuală cercetarea din Republica Moldova. Pot să vă spun că datorită colegilor din minister noi am salvat sistemul de cercetare din Republica Moldova prin măsurile care le-am întreprins acum în ultimele 2 luni. Și din cauza unor politici negândite care au fost elaborate pe parcursul anului 2017, 18 și 19. Noi astăzi puteam să nu avem acest institut unde suntem noi astăzi. Și toate celelalte 50 și ceva de instituții care se ocupă cu cercetarea. Dacă nu am fi întreprins măsuri urgente și uneori dureroase. Noi am salvat, dacă vorbim despre sindicate, am salvat de la statutul de șomer câteva mii de oameni. Pe toți n-am reușit. Dar câteva mii de oameni am salvat. Că acum să văd în presă că ministerul nu face altceva decât dă oameni afară din cercetare. Nu este așa. Și probabil greșeala noastră a fost că noi lucram zi și noapte, sâmbătă și duminică, și făceam calcule și distribuim banii și negociam cu fiecare institut în parte și stăteam cu dânsii până ora 11 de noapte în minister. Și n-am putut duce până la... N-am avut timp, fizic n-am avut timp. Asta este situația. De aceea informația trebuie să fie promovată cât mai mult. Și lucrurile bune trebuie să fie promovate în mass media cât mai insistent. Și numai lucrurile bune. Și spunând despre lucrurile nu bune, aș vrea să dau încă un exemplu care este acum în topul presiei din Moldova. Și anume subiectul legat de manualele de clasa 20, de clasa 10 și 11. Este un subiect pe care nu putem să nu-l amintesc astăzi. Inclusiv ținând cont de faptul că este această discuție în presă.
Venind la minister, eu am solicitat informații referitor la situația cu manualele. Asigurarea școlilor cu manuale. Știind că aici sunt probleme, mari probleme. Eu știam pe altă filieră de ce sunt probleme. Că sunt interese de business. 3. Edituri mențin controlul la supra 80% din toată piața respectivă de manuale. Că este cel mai bun business în domeniul educațional, să spunem așa. Și nu atât problema este corupția în sistem, în interior, cât este corupția din jurul sistemului educațional. Iar manuale anual se editează în volum de 30-40 de milioane de lei anual. Închipuiți ce bani sunt aici. Și am vrut să aflu de ce în școli nu sunt manuale. De ce nu sunt în școli nu sunt manuale de generația nouă care au apărut anul ăsta. Manuale care trebuiau să fie la 1 septembrie în școală. Special mă refer la manuale de limbă străină. Și am depistat lucruri foarte neplăcute. Blocări, sabotaje și unele, să spunem, și un fel de concurență foarte neloială. Când un agent economic, dacă nu a câștigat tender, el n-a câștigat la manuale, el dă în judecată. Și blochează tot procesul de editare a manualelor. Și de sunt nu interesează când școli nu o să fie manuale. Pentru că nu interesează să judece până el o să câștige și tender. El are nevoie de tenderul respectiv. Și lucrul ăsta este unul foarte urât. Și în discuția respectivă eu am solicitat, arătați-mi manualele acestea de generație nouă, de limbă străină. Le-am luat, vă spun sincer, mi-a plăcut. Mi-a plăcut și ideea cum ele pot fi implementate. Adică nu pe clase, ci pe nivele de instruire. Ceea ce e interesant. Și putem să economisim inclusiv și în numărul de manuale care trebuie să fie. Nu trebuie să fie manual pentru clasa 5, 6, 7, dar este nivelul cu tare, cu tare, cu tare. Am depistat că mai multe manuale sunt blocate, iar de nou prin procedură de judecată. Cineva nu a câștigat tender, judecat în judecat și a blocat între procesul. Și am depistat unele manuale care când mi le-au dus pe masă, au devenit suspecte pentru mine. Suspecte din ce considerăm? Coperta. Primul lucru care bate la ochi. Coperta care o deschis de 2-3 ori și o mai cuză în mână. Și atunci am solicitat la colegii de la minister. Noi cerem anume așa calitate sau altceva? Mi-a adus informația că nu. Noi cerem carton. Iar asta e foaie. Și iată, de aici am început să depunem și alte procese. Am solicitat informația referitor la faptul unde se tipăresc aceste manuale, deoarece unele aveau un puternic miros chimic. Unde se tipăresc? Ca să cer de la tipografii certificate privind calitatea cerneli, hârtie și așa mai departe. Și atunci depistez că la clasa a doua știință și la clasa 10 și 11 educație civică, informația în descrierea manualului este falsă. Combinatul poligrafic din Chișinău n-a tipărit aceste manuale. Deși acolo și la casă, la camera cărții, este înregistrat că la combinatul poligrafic din Chișinău. Eu m-am bucurat. Nu rămâne altceva decât să-l invit pe domnul Babin de la combinatul central și să-l întreb. Dă-i în certificatul să văd ce cerneală ai folosit când ustură ochii și să-mi fundă nasul. El mi-a dus scrisoarea că noi așa ceva n-am tipărit în pomină. Document oficial. Atunci, ce-mi rămâne mie să fac? Eu dau aceste manuale la expertiză. La expertiză laboratorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Iar calitatea copertei îi dau să facă analiză la camera de comerț. Fie acolo au o structură care se ocupă cu calitatea materialului respectiv. De la camera de comerț primesc informație că asta, ce era clar pentru mine, că asta nu-i carton, dar e foaie, cretată pe o parte și pe altă,
chiar dacă de densitatea hârtiei e aceeași. Dar nu e carton, cartonul sunt câteva straturi și mai durabil. Iar foaia, chiar dacă este aceeași densitate, dacă o 250, ea e foaie și se rupe pe jur. Și după ce trebuie să faci un alt tiraj a doilea an, copilul trebuie să plătească banul că a deteriorat cartea și multe alte chestii. Business. Nicio emoție. Business pur. Am dat la laborator. A venit informația prima de la Camera de Comerț care mi-a spus că nu-i cu carton, dar-i hârtie. Și cel mai interesant a urmat datele de laboratorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Am primit inițial informația neoficială, care am discutat-o inclusiv cu primul ministru, și apoi informația oficială. Eu n-am să citesc concluziile toate. Dar, de exemplu, la manualul de clasă a doua, hârtia omogenă, fără includeri străine, pe foi sunt imprimate imagini și în culori, texte, odorimetric persistă un miros specific de substanțe chimice, caracterizat cu o intensitate de 3 unități, normativele fiind 1-2. Adică de la 2, de la 3 până la, cât aici, la 1,35 până la de 3 ori mai mare, indicatorul respectiv este depășit. Concluzie, zaclucenie în limba rusă scris. Îmi place cuvântul zaclucenie pentru cei care au făcut aceste manuale. Concluzie, proba investigată, nu, adică manualul, nu corespunde cerințelor sanitare la indicii odorimetrici, miros specific de substanțe chimice. Manual pentru clasa a doua. Eu închipui ce aș fi făcut eu dacă copilul meu, dar ce înseamnă manualul pentru copil de clasa a doua? El poartă permanent cu dânsul. Și scot cu dânsul în pat. Și cartea îl ține lângă căpătăi. Clasa 11. Hârtie omogenă, fără includeri străine, pe foi sunt imprimate imagini în culori, texte. A, stop. A, da. De substanțe chimice, care există o intensitate, iar de 2 de 3 ori și așa mai departe. Concluzie. În limba rusă, zaclucenie. Clasa 11. Proba investigată nu corespunde cerințelor sanitare la indicii odorimetrici. Filologii mi-a spus că se ține de miros. Miros specific de substanțe chimice. Și încă un lucru. Nu corespunde cerințelor sanitare la conținutul sporit de plumb. N-am să citesc toate detaliile care sunt aici, care sunt date în tabel. Ce trebuia să fac eu? Ca ministru educației, primind această scrisoare de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Ce puteam eu să fac? Nu puteam să fac altceva decât să emit o dispoziție prin care să retrag manualele din uz. Nu să le distrug și nu să le restitui. Încă nu. Și să le retrag din uz în bibliotecile și în depozitele școlilor. Și atunci, gentlemanii respectivi care se ocupă cu business pe sănătatea copiilor și a profesorilor au început o campanie isterică. Și știți ce îmi spune mie acum? Ei nu se referă la această analiză și nu spun de miros și nu spun de plumb. Și îmi spun în felul următor, adică nu mie, în public, că sunt retrase manuale pentru că autorii sunt cine? Români. Eu nici nu știam că sunt din România. Și tot ce este românesc ministrului îi pute, spune cineva într-un fel. Vă închipuiți ce aberație, la ce a ajuns omul ăsta să facă astfel de afirmații? Că
cât este de josnic. Sau alte chestii, într-un fel, că, ce am mai spus e acolo, într-un fel, că, dar alte manuale, cum sunt ele? Ce am eu cu alte manuale? Și la ce le-o să ajung? Și la ce le-am să ajung? Categoric am să ajung. Încă am să ajung. Pentru că n-am să pot admite. Eu trebuie dimineața să mă uit în oglindă. Eu nu pot admite că în școală, știind că aceste materiale didactice sunt toxice, să nu întreprind nicio măsură. Nu pot să-mi permit lucrul ăsta, indiferent ce urmări vor fi. Nu voi admite. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că ieri am fost nevoit să reiterez cerința Ministerului de retragere a manualelor în cauză. Pentru că unii profesori, unii șefi de instituții de învățământ au considerat că este ceva neserios. Lăsați să învețe copiii. Nu faceți lucrul ăsta. Nu vă recomand să faceți lucrul ăsta. Riscul e mare. Așa cum riscul este mare ca copiii noștri acum să plece în excursii în afara frontierii. Este risc. Pe data de 29 ianuarie eu am început procedura de, să spunem așa, diminuarea riscurilor de infectare în școlile noastre cu această molemă. Chiar până când, pe data de 30, Organizația Mondială a Sănătății a declarat această stare de urgență. Am trimis o circulară, două circulară, în final am solicitat să fie interzis orice deplasare organizată. Nu este de glumit. Oamenii mor. În Italia deja au murit peste 100 de oameni. Iar în Italia noi avem o diasporă foarte mare și oamenii încep să vină acasă, inclusiv copii. De aceea, scrisorile care vin de la minister, vă rog să le luați foarte și foarte în serios. Stimați colegi, eu încă o dată vă salut, eu vă fericit cu sărbătoarea de astăzi sindicalistul din domeniul educației. De ce spun lucrurile respectiv? Pentru că doar în comunitate noi putem rezolva multe probleme. Și în această comuniune de preasta, de lucru avem foarte mult, excepțional de mult. Eu nu credeam că sunt atâtea multe probleme. Da, eu tot vin din învățământ, dar din învățământul superior. Eu 3 ani de zile am fost consilier prezidențial. Cu siguranță noi monitorizam situația. Dar vreau să vă spun că, fiind în minister, am depistat existența unor mari probleme, care nu au apărut acum, care s-au acumulat pe parcursul timpului. Și noi putem să le depășim doar împreună. Niciun ministru singur nu va reuși să înlăture aceste probleme majore. Împreună avem șanse. Iar noi trebuie să debirocratizăm sistemul, noi trebuie să-l depolitizăm. E un genere. Aș solicita ca școala, în școală să fie interzise categoric activitățile politice. Nu este locul cel mai potrivit. Noi trebuie să încheiem cu reformele cronice. Adică reformele de dragul reformelor. Și să facem schimbările și reformele doar acele care sunt bine gândite, a cărui impact este evaluat și care, la care avem finalități clare. Aceste 3 lucruri trebuie să le facem în mod prioritar. Pentru că reforma curriculară care s-a făcut acum și se continuă generează multe întrebări la mine personal.
Noi am schimbat și cred că am făcut un lucru bun. Dar se creează impresia că nu am asigurat procesul ăsta. Și trezim o anumită repulsie din partea unor profesori inclusiv. Pentru că, de exemplu, la noi sunt profesori și asta e realitatea noastră, care merg la lecții după manual. O pus manualul pe masă și ea știe cazul de la pagina cu tare până la pagina cu tare, mâine de la pagina cu tare până la pagina cu tare. Curicula este undeva, dar într-o altă dimensiune. Și când, de exemplu, în clasa 11, dacă nu mă înșel, manualul de informatică este complet diferit de curicul, atunci ce face acest profesor? Vă pot să vă spun încă o chestie. Doar în anul 2020 noi trebuie să facem o revizuire la 72 de titluri. 72 de titluri. Și încă nu este clar cât de tare trebuie să fie făcută această revizuire. De la 10% sau până la 100%, sau în genere nimic. Adică de lucru avem foarte mult. Iar, cred eu, nu atât trebuie să dorim să facem schimbări, cât să revenim la normalitate. Eu am promis că am să ascult eu, dar și eu sunt din tagma profesorilor, dacă te pornești, nu, cu greu te oprești. Dacă sunt careva întrebări, sunt gata să răspund. Dacă nu, atunci eu vă mulțumesc pentru atenție și mi-am loc lângă colegi. Mersi. Mulțumim mult, domnul ministru, și dacă revenim de la multitudinea de probleme în educație pe care le are un adevărat ministru pentru a pătrunde cu lux de amănunte în fiecare din ele, revenim la evaluarea criterială prin descriptori. Vreau să vă mulțumesc că ați identificat din mers o problemă extraordinară ce ține de pedagogizarea părinților. Și cu adevărat vorbisem anterior că Institutul de Științe ale Educației are deja o experiență de formare continuă a părinților și în acest context cred că vom continua și pe viitor. Pentru că părinții trebuie să știe ceea ce se întâmplă în școală, să participe împreună cu învățătorii la actul educativ și să înțeleagă, repet încă o dată, că elevii sunt pregătiți pentru viață și nu pentru note. Deci, iată, anume în acest context, am să ofer cuvântul doamnei Mariana Marin, doctor conferențiar, cu comunicarea Paradigma evaluării criteriale prin descriptori și note. Domnule ministru, onorat prezidiu, stimați colegi, îmi revine un rol important să vorbesc acum în fața dumneavoastră și în special a domnului ministru, care din păcate n-a auzit discursurile foarte bune și elocvente la moment, dar sper să încerc să răspund și eu la câteva întrebări dintre care dumneavoastră astăzi le-ați înaintat, mai ales că ceea ce se întâmplă în ultimii 5 ani a fost monitorizat de către 5 miniștri, iar dumneavoastră sunteți al 5-lea responsabil în domeniul educației care faceți cunoștință cu acest document important, cu această reformă. Și domnul ministru, vreau să vă spun că noi chiar vă mulțumim, cei care suntem aici în sală, autorii, formatorii, coordonatorii acestui proiect de reformă important, întrucât dumneavoastră ați sesizat problema într-un mod popular și este foarte important ca să ascultăm ce spune vocea poporului, iar noi, cei care suntem la cârma științei, să dăm răspunsuri, să realizăm aceste probleme și, dacă îmi permiteți, vin cu câteva curiozități în domeniul reformei evaluării criteriale prin descriptori, și anume că pe parcursul acestor 5 ani au fost formați circa 15.000 de învățători din sistemul nostru. Aceste 15.000 de învățători au fost formate în special la Institutul de Științe ale Educației. Cele mai multe programe de formare continuă le-a inițiat
prin voluntariat Institutul de Științele Educației, după care în anul 2017 a fost susținut și de Ministerul Educației. Au beneficiat 2000 de cadre didactice de clasa a patra, de o formare calitativă în perioada iulie-decembrie, astfel încât ne-am asumat ca toți profesorii și de limbi străine, educație plastică, tehnologică, muzicală, educație fizică, acei care intră în clasele primare să aibă o bază, o pregătire serioasă în domeniul acestei reforme. La fel, din ordinul curiozităților, aș vrea să vă spun că s-au editat cel puțin 12 documente importante în acest sens. Mă refer la acele metodologii evaluării care sunt expuse chiar aici, metodologiile și ghidurile, după cum documente susținute, deci toate documentele susținute, aprobate de cel mai înalt Consiliu pentru aprobarea acestor documente, Consiliul Național pentru Curriculum, documente care au obligat și au responsabilizat cadrele didactice precum și manageriale să pună în aplicare și în implementarea calitativă a reformei în evaluarea învățământului primar. De asemenea, aș vrea să spun că aceste documente importante au fost susținute de către toți managerii din raioanele noastre care au îndeplinit, pot să, deci eu, aprecierea mea personală, au îndeplinit la justa valoare această nobilă obligație de a implementa cu succes, de a monitoriza procesul, iar cel mai important, de a susține și de a ajuta învățătorul să înțeleagă această reformă. Și dacă îmi permiteți, vreau să vorbesc în plan diacronic ce se întâmplă în știință, în științele educației despre, cu referire la evaluare. Și voi vorbi despre trei momente importante. Criza evaluării în domeniul învățământului la nivel global, o nouă paradigmă care s-ar numi, după unii specialiști, cultură în evaluare și cea în care intrăm noi cu toții în acest an, paradigma cu note. Uitați-vă că un specialist versat în domeniul educației și evaluării din Franța, Gerard de Vecchi, spune că criza sensului evaluării devine din ce în ce mai evidentă. Peste tot se constată acest lucru. Dacă observați, din 2006 se vorbește despre prezența uneori agresivă a evaluării, despre competiția periculoasă și egoismul. Se critică validitatea, credibilitatea, valoarea socială a rezultatelor obținute în urma evaluării. Se vorbește despre mania evaluării care a intensificat transmiterea în cunoștințe, ignorând uneori și limitând autoritatea naturală a fiecăruia. Precum și cercetătorul român Marin Manolescu, care ne accentuează despre necesitatea reactualizării referențialelor de evaluare. Or, astăzi, stimați colegi, punem accentul pe ce? Pe pedagogie eșecului sau pe pedagogie succesului? Cu siguranță că dumneavoastră alegeți pedagogia succesului, ori dacă vorbim despre un succes garantat copilului, atunci ne interesează să abordăm o altă viziune în domeniul evaluării. Când deschidem o lucrare a unui copil, ce căutăm în ea? Succesul sau eșecul? Cu siguranță că practicile noastre căutau cu pixul roșu greșelile. Iar această paradigmă pune accentul pe faptul că deschizând caietul noi căutăm cu ce s-a remarcat elevul, ce a făcut bine și ce am făcut eu bun ca profesor că elevul meu are astfel de rezultat. Prin evaluare ce judecăm? Elevul, activitatea lui sau produsul, iar această paradigmă pune accentul pe produsul pe care îl elaborează elevul. Or, ar trebui să ne gândim și la o criză a evaluării din perspectiva acelei arme didactice. Nota 2, care e atât de simplu de pus, e foarte simplu. Din păcate, este o armă a profesorului cu care el încearcă să se apere în fața copilului și a părinților. Și asta o spunem nu doar noi, sunt citate din cercetările internaționale. Așadar, evaluarea, care în ultimul timp este atât de contestată, nu trebuie
contestată. Ea trebuie regândită. Evaluarea în sensul tradițional pe care cadrele didactice o practicau este depășită. De aceea pornim de la abordarea unei noi definiții în evaluare. Nu mai vedem în evaluare măsurare, dar în evaluare vedem emiterea judecăților de valoare. Or, etimologic vorbind, cuvântul evaluare înseamnă acorda o valoare. E valoare. A acorda o valoare. Ceea ce înseamnă a valoriza, fără a sancționa, fără a eticheta, fără a compara, fără a clasifica. Deci vorbim, stimați colegi, despre o nouă cultură a evaluării. Iar această tranziție ne asigură. Deci, depășirea școlii de sanctuar, care deține în exclusivitate transmiterea de cunoștințe, la școala atelier, care învață pe elevi cum să folosească de ceea ce au învățat. De la școala care notează, care clasifică, la o școală care însoțește elevul în procesul de învățare. De la profesorul șef de orchestră la profesorul vâslaș. Și în această bătălie și în această mare cale spre o reformă pozitivă apare nota, care din păcate nu trebuie exclusă mai departe în asigurare. De ce zic din păcate? S-ar părea că elevii de la clasele primare au un confort total, deci în clasa a patra au absolvit fără note și iată că vine clasa a cincea și ar trebui, poate, cumva, așa cum spunem noi, să fim mai deschiși către copii. Însă, nota este totuși un element pentru vârsta adolescenței, preadolescenței și adolescenței, un element esențial în care elevul învață și ce este o concurență loială, sănătoasă și o luptă pentru rezultatele sale. Iată de ce la disciplinele de bază și Ministerul Educației și echipa de autori a insistat ca să rămânem, deci la limba română, matematică, istorie, geografie, biologie, fizică, chimie, deci să vorbim despre note, istorie, notă și la disciplinele educație plastică, tehnologică, muzicală, educație fizică, dezvoltare personală și educație pentru societate, să vedem lucrurile acestea fără verdict, fără decizie. Așadar, uitați-vă, dragi colegi, ce curiozitate interesantă că, în general, nota a fost criticată nu în ultimii ani și nu odată cu acest nou cod al educației. Încă din 1921, Adolf Ferrer a considerat notele drept o invenție a răului, care deviată energia din corpul, din copil, a cultivat rivalități contraproductive între elevi și a ținut departe de învățarea autentică în beneficiu achizițiilor superficiale și strategice. După 100 de ani s-ar părea că e valabilă această situație. Și aduceți-vă aminte acea replică pe care am cunoscut-o cu toții. El învață sau ea învață pentru notă, nu și pentru implicare, pentru realizare și pentru dezvoltare. În viziunea multor specialiști, nota este un clasament, este o sancțiune, este o demotivare, este un element de disciplină, un fel de termometru, chiar element de dresaj, rezistență în fața concurenței. Mai mult decât atât, de multe ori elevul spune că nota 7 pentru că profesorul nu mai iubește. Deci de multe ori și vom găsi în multe tratate și articole vorbind despre supremația cadrului didactic în raport cu nota. Elevul acceptă doar decizia cadrului didactic. Deci nota mai înseamnă superioritate, autoritate, supremație, care constată, compară și judecă. Iar cel mai important este elementul criterial care este absent. Ori, dacă noi vorbim despre o nouă paradigmă, evaluare criterială prin descriptori cu note, deci uitați-vă, cuvântul criterial este esențial. Așadar, ce putem să facem ca nota să devină cea care, la disciplinele pe care noi totuși le aprobăm? Nota trebuie să, în consens sau în sens pozitiv, deci ea trebuie să fie un element al măsurării ameliorative. Ieri discutam despre o imagine pe care Gerard de Vecchi și-a făcut-o în cărțile sale despre faptul că elevul ridică mâna și spune: domn profesor, am rezolvat, am înțeles, la care profesorul spune:
Mulțumesc, dar eu ți-am dat deja notă. Deci nota nu este pentru ca să dăm un verdict copilului, dar nota pentru profesor este pentru elev, este uite punctul tău unde te afli și ce mai ai de făcut ca să recuperezi. Așadar, nota este un factor de stimulare pozitivă. Un indicator cel mai important, nota. Și mulți profesori cu care ne-am întâlnit în ultimii ani spun că nu sunt de acord cu acest lucru. Nota copilului este nota profesorului. De ce nu sunt de acord? Pentru că încă nu sunt gata de schimbare și nu sunt gata să-și asume rezultatul copilului și rezultatul propriu. Ori profesorul nostru are două pălării, stimați colegi. El predă și el evaluează. Și asta nu este corect. În multe țări, evaluarea se face extern. Deci profesorul predă, evaluatorul extern vine și evaluează. Așadar, nota mai înseamnă acel locușor pe scărița succesului, de la care eu, ca elev, mă gândesc unde mai am de dus. Dar este și importantă legătura medicinii cu nota. Nota este un fel de efect placebo. Cunoașteți cu toții ce înseamnă acel zăhărel medicinal, prin care noi ne autosugerăm că putem, că suntem buni și vom reuși să facem un lucru. Iată de ce, cum trebuie folosită nota în acest sens. Așadar, dacă vorbim despre tranziția de la note și fără note și cei care învață cu note și cei care învață fără note, părinții de azi nu trebuie să-i întrebe pe elevi ce notă ai luat. Dar ce ai învățat nou? Unde ți-a fost dificil? Nu în fiecare zi tot setul ăsta de întrebări pe care îl vedeți la ecran, dar câte o întrebare, două în fiecare zi. Ce ai învățat de la colegi? Ai cerut ajutor de la profesor, de la învățător, dar de la colegi? Când anume? Pe cine ai ajutat să înveți mai ușor? Cu cine ai vrea să colaborezi? Când te-ai simțit trist? Dar de ce? Pentru că în dialogul acesta cu copilul, cu propriul copil, părintele înțelege de fapt esența și înțelege unde se află copilul și înțelege cât este de complicat. Stimați colegi, noi cu dumneavoastră am trecut într-o paradigmă a intuiției pragmatice. De cele mai multe ori, practicienii au ignorat știința. De cele mai multe ori, practicienii au zis că cea mai bună practică este practica. Ceea ce este încadrat în teoriile franceze în domeniul evaluării ca o paradigmă a intuiției pragmatice. Vedeți, criza nu s-a născut în Moldova. Criza în domeniul evaluării, ca și alte crize, s-au născut și în alte părți. Iată de ce profesorul a fost cel care vrăjea asupra lucrărilor sau asupra rezultatului copilului prin această paradigmă intuitivă și el intuia nota elevului, intuia cam cum dorește el. Se duce în clasa de alături, de ce se întâmplă acolo? Deci în clasa de alături profesorul îl evaluează după propria paradigmă, după propriile criterii. De ce Marin Monolescu vorbea mai sus despre necesitatea revizuirii referențialelor, astfel ca în toate școlile să existe același referențial de evaluare. Suntem la etapa când putem să facem acest lucru. Ce înseamnă evaluare criterială prin descriptori mai simplu? Nu înseamnă evaluare fără note. Stimați colegi, dacă noi cu dumneavoastră ne gândim despre implementarea evaluării criteriale prin descriptori la gimnaziu și vorbim despre ECD ca o evaluare fără note, atunci noi greșim. Pentru că ea se numește evaluare criterială prin descriptori cu note. Ce înseamnă asta? Profesorii de gimnaziu, cei care preiau elevii de la clasele primare, trebuie să studieze profund și așa cum doamna profesoară despre care ne-a amintit domnul ministru greșește, greșește pentru că nu a fost probabil la cursuri și a fost învățată greșit de cineva sau a citit singură. Iată de ce noi cu dumneavoastră trebuie să depunem efort și apelul acesta este în special pentru șefii direcțiilor de învățământ, întrucât este important ca noi cu dumneavoastră să monitorizăm și haideți să scoatem modestia sau un fel de complex că cei de la gimnaziu nu vor să meargă la clasele primare să asiste. Haideți să învățăm de la învățătorii care 4 ani au făcut această formare calitativă, iar unii dintre ei au fost și 6 ori la formări, să învățăm de la ei
să mergem să implementăm în clasa 5-a, iar succesul implementării evaluării criteriale prin descriptori în clasa 5-a va fi asigurat doar atunci când profesorul de clasa 5-a este pregătit serios la nivelul evaluării criteriale prin descriptori. Dacă dumnealui sau dumneaei, profesoara care predă în clasa 5-a și în continuare clasa 6-a, va aplica paradigma intuitivă în evaluare, atunci criza evaluării va rămâne la noi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și cu Doamne ajută în continuare! Mulțumim, doamna Marin, cea care a fost de la originea acestei noi paradigme de evaluare criterială prin descriptor și care este și astăzi alături de noi și de fapt va fi și în continuare în atelierile sau în masterclass-urile organizate în a doua parte a simpozionului. Cu această comunicare foarte convingătoare se încheie ședința plenară, dar eu mai am câteva informații pentru dumneavoastră. Deci, precum ați studiat agenda simpozionului, acum în 30 de minute va avea loc pauza de cafea, dar, stimați colegi, vreau să-mi cer scuze anticipate la toți, pentru că vedeți cu toții că sala a fost neîncăpătoare. Practic, pauza de cafea a fost prevăzută pentru mai puțină lume, dar cred că o să ajungă și ceai și cafea și o tartină pentru toți și nu o să plecați flămânzi la cea de-a doua parte, la atelierele sau masterclass-urile pe care le avem. Și vreau să anunț pentru cei care nu au fost înregistrați online și care nu au primit ecusoane și nu au repartizarea masterclass-urilor pe aule, în care aulă va avea loc care tematică. Să fiți atenți, vă rog, încă câteva minute. Deci, evaluarea criterială prin descriptori la disciplina educație muzicală, ciclu gimnazial, în auditoriul 106, evaluarea criterială prin descriptori la disciplina educație plastică, în 108, la educație tehnologică 103, la educație fizică în 102, la educație pentru societate 110 și la dezvoltare personală în 206. Responsabilii de învățământ primar din direcțiile regionale de învățământ, organele locale de specialitate în domeniul învățământului, se întâlnesc cu doamna Valentina Gaiciuc în 312, iar șefii de direcții împreună cu domnul Crudu în 412. Mai mult decât atât, după finalizarea masterclass-urilor, în agenda este înscris că ne întâlnim aici în sala de ședință pentru a auzi acele propuneri ale dumneavoastră, fiindcă plenara a fost prea scurtă pentru ca să vă oferim cuvântul și dumneavoastră și cred că în următoarea activitate veți avea posibilitate să vă expuneți, să participați la dezbateri și așteptăm din partea dumneavoastră de la fiecare masterclass, de la fiecare disciplină din ciclul gimnazial propuneri privind îmbunătățirea implementării metodologiei de evaluare criterială prin descriptori, dar până atunci șefilor direcțiilor de învățământ la depozitul Institutului de Științe Educației le va fi repartizată pentru toate școlile din Republica Moldova conform listei prezentate de către Ministerul Educației, în limba română și limba rusă, această hârțulie primăvărată, cum am numit-o noi astăzi, care se numește Evaluarea criterială prin descriptori, ghid de implementare, care conține și metodologia și ghidul de implementare și care este ultima variantă actualizată pe parcursul a 5 ani în rezultatul opiniilor și părerilor cadrelor didactice. Vă doresc și încă un atelier, mă scuzați, toți cei care sunt în atelierul privind asigurarea continuității evaluării criteriale prin descriptori, rămân aici, în sala de festivități, după pauza de cafea.
și tot cei care nu încap în stelele care astăzi și ele sunt puțin încăpătoare, sunt pentru 30-35 de persoane, dar știu că sunteți mai mulți, aveți posibilitatea să veniți în sala de festivități, să participați la acest atelier. Sper că comunicarea v-a intrigat, v-a provocat și veți continua să o dezbateți în continuare. Vă mulțumim și vă dorim... Dacă nu mă vedeți, cumva treceți așa mai bine. De fapt, am să mă mișc. De ce zic responsabilizare, stimați colegi? Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în societatea noastră se sincronizează foarte bine cu toate reformele în sistemele educaționale din lume. Reforma evaluării în învățământul primar din Republica Moldova este consonantă cu reformele din Franța, din Irlanda, din Italia, dacă vorbim din fostele țări sovietice, Belorusia este premier, Kazahstanul și Rusia. Rusia fiind o țară mare, ei divizează acest sistem de evaluare criterială la opțiunea părinților. Părinții aleg școala în care se ducă elevul, cu notă sau fără notă. Noi suntem totuși, pe de-o parte, și o țară europeană. Mă refer la așezare geografică, dar și cu standarde europene și tendințe europene. De altă parte, mă refer la faptul că suntem o țară mică și, din păcate, noi nu putem să propunem alegerea sau. De ce? Întrucât, haideți să vedem ce țări au ales această reformă serioasă. Țări în care nivelul de trai este unul înalt, nivelul bunăstării este înalt. Iar noi, dacă vom fi reticenți la ceea ce se produce în lume, atunci vom mai arăta mult timp cu degetul în buletin și de fiecare dată vom spune că criza s-a născut aici și ea a plecat de la noi. Deci trebuie să fim deschiși, luciți, să muncim mult, iar acest masterclass își dorește ca împreună cu dumneavoastră să vedem care sunt dificultățile în implementarea evaluării criteriale prin descriptori la clasa 5-a, în același timp ce oportunități sau ce perspective avem. Și pentru că e un masterclass de fapt se face cu un grup până la 10 persoane, deviza masterclass-ului este iată cum fac eu și eu propun ca dumneavoastră să fiți subiecții acestei activități și la momentul potrivit să spuneți iată cum fac eu. Ne-am înțeles, da? Ca să modificăm un pic după metoda clasa universală, da? Bine, și vă propun să vedeți această fotografie pe care dumneavoastră cu siguranță o cunoașteți. Cândva ea a fost poză de copertă pentru multe manuale, manualul de limba rusă. Cândva această poză a fost studiată de către noi la disciplina limba rusă și am făcut-o în puneri. Haideți acum să vă rog în 2-3 minute. Vă alegeți o colegă și arătați-mi pe cine ați ales. Colega de, dacă sunteți 3-3 colege, așa arătați-mi, așa? Mă ridicați mânuți, luați-vă de mânci și să văd că ați format echipe de 2-3 persoane. Cine nu are găsiți, vă trebuie să vă mișcați, este masterclass. Vă rog. Puteți să vă întoarceți ca să vă găsiți echipe, este, da? Iar acum, deci aveți 5 minute la dispoziție ca să alcătuiți o istorioară proprie pe baza acestei imagini. Deci în echipă vorbiți, se permite să vorbiți, sala permite ca să faceți gălăgie, nimeni nu vă stresează, da? Deci 3, 2, 1, start, vorbiți, discutați. Я не знаю, что это. 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 Я не зн
dacă să înțeleg că s-a făcut liniște, s-a copt ideea unui destin. Haideți să vedem diferența. Doar câteva istorii. Înțelegerea noastră este următoare. Rezistă istoria doar cei care doresc. Deci noi punem pe nimic, da? Și siguranță de aceea v-am rugat să faceți echipe, că deja ați povestit. Dar acum cine vrea să povestească și public și crede că e ceva deosebit. Vă rugăm mult. Hai, voi bine. Doamna celălalt. Ia, hai, ia, doamna, 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 o vedem pe fetița mai mare, care o vedem că este cupravată și posibil că este eminentă, și vedem un copilaș care noi i-am zis, băițelul, i-am zis că este un ștefănel, care s-a întors acasă, deja informația a venit de la surioarea mai mare că ceva astăzi nu i-a reușit, noi nu știm ce nu i-a reușit, sau poate cu o notă ar fi fost, sau poate că cu colegii s-o fi certat, sau poate profesoara ceva nu i-a fi plăcut, dar este întâlnit de către membrii familiei cu atâta nemulțumit și unicul prieten care îl susține în ceea ce a greșit acel ștefănel este acel cățăluș care presupunem că numesc cu ce numele dăm acestui acestui cățăluș ECD acesta este ECD, da, noi suntem de partea băiețelului, vrem totuși să știm ce s-a întâmplat cu el și de aceea o să dau microfonul altui privat să gândiți poate mai bine decât Vreau să întreb doamna Cercaschi, am o întrebare la dumneavoastră. Nu credeți că pur și simplu o răspundeți, primiți aplauze și vă duceți la loc. De ce dumneavoastră? Uitați-vă rog în această sală. Câți bărbați vedeți? Foarte. Nu, foarte puțin mai concret. Ridicați-vă, vă rog. De ce dumneavoastră, din toate numele, prenumele existente, ați ales un singur prenum și prevenim care este în sală la lume? Știpați ușire că este pentru că să așteptăm un lucru. Deci avem și protagonistii, vă mulțumesc. Da, istoria reală, vreau să spun că istoria pictorului rus, cum îi spune pictorul? Că căutați în Google, asta e nimic special. Căutați în Google și cum se numește lucrarea? Pat Volker. Da? Deci, am auzit o istorie și istoria ei este adevărată că cravata, prezența cravatei însemna că e fata, sora, învață foarte bine. A doua istorie. Ce dorește? Aici. Da? Este bine, sfârșit de săptămână, mama obosită și așteaptă copiii cu mare drag de la școală. Prima s-a întors fiica și este mulțumită de rezultatele ei. Iar băiatul, puțin întârziat, s-a întors trist la față. A muncit mult în acea zi, a depus efort, dar nu a fost apreciat la justa valoare. Doar ființa, cea mai dragă lui câine, cel care n-a pătruns în esența a ceea ce s-a întâmplat, îi stare drăguț în față și este capabil să-l înțeleagă. El a întors fața, eu aici îl văd, tata este în spate, nu-l vede. El și-a întors privirea spre tata și parcă ar încerca să-i spună că într-adevăr a muncit și a depus efort, dar nu a fost apreciat la lui. Vă mulțumim, vă mulțumim, așa, susțineți-vă colegă, dacă încurajați, haideți să vedem. Vreau să observați în cele două povestioare elementul comun. Deci, primul a fost poate că
n-a făcut. Poate că, iar în al doilea element a fost devalorizarea copilului. Ori în prima sesiune dumneavoastră am vorbit despre etimologia cuvântului evaluare, care înseamnă a da o valoare, a valoriza. Iar în istoria noastră, a doua, deci copilul a fost devalorizat, probabil. Și vedem cu istoria. Mișlia, Gălubeni, Chișinău. E o zi tristă. M-am întors acasă cu o notă ce nu era de musulmani. Toți s-au îngândurat de seama acestui eveniment. Doar câinile erau de licență novadă și m-am întâlnit ca de obicei. Și atunci m-am întrebat, oare când voi fi evaluat conform necedent? Așa, mulțumim! Mulțumim și aceste echipe care iarăși a subliniat un moment trist al evaluării și vreau să fac o conexiune plenară. Amintiți-vă amintirea domnului ministru din școală. Deci despre evaluare. De obicei noi ținem minte lucrurile rele, urâte. Da. Sau când vorbești, aduceți-vă aminte ceva despre evaluare de școală. Nu știu de ce toată lumea își amintește momentele triste, ca și în cazul dumneavoastră, da? De ce? Și dumneavoastră aveți așa o istorie. Ridică-mă la cine are așa istorie și eu tot. Uitați-vă ce impact tare evaluarea pentru întreaga viață. Și n-avem 16 ani. Avem slavă Domnului. Deci peste ani, în memoria noastră, acest element are un impact nefast. Și probabil că mulți dintre noi acționează în continuare undeva în sens invers. Deci unii luptă cu acel impact nefast. Mi-a povestit chiar o colegă, zice, m-a făcut profesoară de română ca să mă răspund pe profesoara care punea noi, fără să ne explice de ce. Deci uitați, unii acționează ca să se răzbune, iar alții din contra. Și amintesc momentele triste în școală și ce fac? Încearcă să acționeze invers, ca să nu se întâmple așa cum ni s-a întâmplat nou. Acum vreau să vă să intrați cu toții în pielea acestui Ștefanel neiertat. Da? În prototipul dumneavoastră, domnul de acolo. Deci să intrați în pielea acestui Ștefanel. Și încercați să vedeți ce stare, ce sentiment are el. Ce sentiment, ce emoție are el. Și frică. De ce el este supărat? Fiind un copil conștient, probabil pe el. Fiind un copil care consideră totuși că ar trebui cineva și e normal că cineva. La vorbă trebuie să trecem la fapte. Dacă îmi permiteți, domnul Solovei, comunitatea și colectivul institutului, așa că aici dumneavoastră sunteți implicată. Am ieșit din cadrul institutului și mă gândesc la comunitatea. Mulțumim, continuăm. Sunt Ion Tverdohleb, pesmete, peste prut, cărmoș, la bălți și tot așa. Am înțeles. Mi-am reținut. Mediez când există neînțelegeri și conflicte. Asta e competența care dețineți. Așa. Am lucrat în jur la 10 ani ca inspector școlar pe când plângerile din colectivele rezolvam noi inspectorii, peste 10 ani director de liceu aici în municipiu și această competență vrând nevrând urma să o realizăm. Altfel, exact. Te depășești colectivul. Faci zâza. Nu știu dacă ai merit exista. Da. Așa am negociat cu alta. Adesea folosesc formulări prudente. Aha. Și ele cumva acum se... Uh-huh. Așa. Dar vă spun, nu știu, posibil că la colegi toți elevii învață bine, reușesc bine. Eu nu pot afirma lucrul ăsta. Eu real mă uit la lucruri. Adică o colegă a spus așa, rămășiți ale comunismului. Adică dacă facem carte, facem. Dacă nu, ne jucăm la descriptor. Am înțeles. Și pe lângă niște
formulări. S-ar putea că o posibilitate este că se pare că eu mai formulez. Tu nu știi că cunoști și lucrul ăsta. Hai împreună și deducem. Deci încurajăm, stimulăm, da, lucrăm ca să ajungem la succes. Da. Ce am vorbit azi. Așa. Poftim, continuăm. Doamna Tatiana. Deci eu mi-am păstrat cardul inițial, fac eforturi pentru a îmbunătăți abilitățile de ascultare. Toată viața învățăm, de fapt, și suntem într-o societate unde se mediatizează intens diferite domenii și în mediul educațional, inclusiv multe și de toate. Deci nu suntem persoanele care o facem selectiv foarte frecvent, dar totuși este nevoie uneori să acordăm prioritate la ce ascultăm și cum ascultăm. Și trebuie să o facem bine, ca să-i ascultăm în special pe elevi și respectiv colegii și toți cei cu care cooperăm. Am negociat, de două ori am reușit până mi-am găsit cei ce iarăși mă interesează și mă caracterizează, pun întrebări și fac cercetări pentru a explora diferite înțelegeri sau interpretări ale unui subiect. Dacă luăm disciplina la care direct noi lucrăm acum, educație pentru societate, sunt și formator aional și mă interesează ca să îmi dezvolt cunoștințele mele, interpretările, diferite interpretări studiez prin comparații, ca să pot să găsesc esența, ca să pot multe concepte să le explic și să le implementez la clasă. Deci iată aceasta. Mulțumesc, doamna Tatiana. Continuăm. Doamna Vesecusonu, să nu Da, mă numesc Angela Cotăriev, activez în domeniul educației din Municipiul Chișinău. Am păstrat pentru mine, sunt motivat să acționez pentru a preveni discriminarea și violența. De ce am păstrat acest tipson? Consider că am abilitatea să iau atitudine în orice situație de discriminare și violență, indiferent la ce nivel este ea, la ce nivel ea se realizează. Inferior, superior, ce trebuie cu consecințele sunt, nu întotdeauna frumoase, dar asta este realitatea. Atunci când te confrunți cu discriminare și violență, trebuie să iei atitudine, consider. Și al doilea, îi faci plus și minus, este, m-a dus în două direcții. Sunt în felul următor, reformulez idei, opiniile și punctul de vedere ale altor persoane pentru a verifica înțelegerea. Deci o direcție pentru mine a fost posedarea de cunoștință și înțelegere critică. Și asta consider că cât de cât este caracteristic. Așa. Și mai puțin consider, de ce minus? Consider că trebuie să dezvolt flexibilitatea atunci când avem mai multe idei și mai multe păreri care vin în contradicție cu tine însuți. Este necesar să găsești punctul acela de pornire și să vezi de ce direcție mergi mai departe. Și repede streci, da? Da. De ce eu le-am păstrat pe ambele, am considerat că una este plus și alta este minus. În proces, da? Da. Ca să fie format. Mulțumesc, Angela. Mă numesc Lucia, sunt profesoră de istorie și în liceul Vasile Alexandre Călăraș și prima care am bine, care le-am una negociată, una am lăsat-o din start, rămân capabil să interacționez cu respect și cu bunătate, chiar și în situații de stres sau incertitudine. Ziceam că anume că respectul și bunătatea mă caracterizează toate situațiile, zic, fie în muncă, fie în interacțiunea cu cei din jur. Asta este dovada și cei ce primesc înapoi de la elevi, primesc înapoi de la colegi, adică este reciproc. Prin asta îmi dau seama că cum îi tratez, așa și primesc. Așa și am negociat-o, deci susțin libertatea de exprimare atât timp cât drepturile omului sunt respectate. Aici un pic așa, ziceam că cumva m-am potmolit iar de nou, dar în final, zic, totdeauna încerc să găsesc unde este anarhie sau să zic dezordinea, ce, când trebuie pic să intervenim, să stopăm anumite lucruri și ca să punem lucrurile la punct să meargă bine. Asta e. Mulțumesc, doamna Lucia. Dar te rog, doamna Mariana. Eu sunt Colac Maria, liceul Ion Ratama Strășenț. Sunt formator, sunt raional.
de educație pentru societate și profesor de istorie și director adjunct de educație. Și mi-am păstrat ca după mă interesez și reflectez asupra evenimentelor pentru a înțelege care actori sociali, politici, economici sau religioși sunt responsabili pentru ce se întâmplă. Eu cred că odată ce, în calitate de profesor de istorie, unde predăm în special evenimente, fără a putea răspunde la întrebarea cine sunt responsabili, ceea ce s-a întâmplat, se întâmplă și se va întâmpla, deci nu putem să nu avem această competență. De aceea mi-am păstrat-o. Ce am negociat colega de alături, altă competență, pot explica termenii legați de diversitate, și anume cultură, identitate, egalitate, echitate, prejudecăți, stereotipuri, discriminare, rasism. Zic eu că atâta timp cât în jurul meu și a fiecăruia din noi este foarte multă incultură, lipsă de aceste valori sau competențe, cât mai predomnă prejudecățile, stereotipurile, am eu mulți de lucrat asupra lor ca să nu numai să le pot explica sau să le pot explica celor din jur așa de bine ca ei să le înțeleagă și să le aplice și să facem o schimbare. Văd schimbare de la mine. Mulțumim! Mă numesc Ciuntoana, de la Direcția Educației a Mine Noi. Cadrul care mi l-am păstrat sunt capabil să explic altor persoane nevoie. Vedeți creație muzicale? Eu nu pot să bat în cuie și în aș criterii oameni buni, evaluare, culturi, audiții. Astăzi eu apreciez, da? Astăzi, de exemplu, eu pot să apreciez sensibilitate, receptivitate emoțională, implicarea în elaborarea conturului melodic, identificarea succesiunii emoțiilor care construiesc, da? Energia, da? Muzicii. Deci, la fiecare creație, eu trebuie să aleg acele două elemente de limbaj care mă ajută sau facilitează cunoașterea. Primul mare, ce se întâmplă? Noi nu trebuie să învățăm o temă și totul ce trebuie să știm despre melodie, învățăm la o lecție. Da? Noi revenim la această pagină din manual de mai multe ori. Da? Noi nu putem învăța totul ce trebuie să știm despre tempo la o lecție. E imposibil, fiindcă fiecare element al gradației de tempo sau al varietăților de tempo se explică prin diferite audiții, interpretări și creații. Nu poți într-o oră. Eu dau numai acele cunoștințe care mă ajută să înțeleg tema lecției. Eu nu epuizez cunoștințele mele la tema tempo, dar eu dau numai câteva, adică noi dozăm volumul. Și se primește așa. Elementele de limbaj explică imaginea, dar totodată ele organizează ce? Forma, adică structura. Totodată, când noi creăm forma, descoperim încă ce? Genul muzical. Totodată noi descoperim palierul muzical, palier, și totodată putem descoperi stilul muzical. Deci noi începem de la forme mici, miniaturale, și apoi coborâm la cele mai mari, grele, prin clasa 7-8. Acum, care sunt relațiile dintre aceste elemente? Problema este că profesorii își aleg un traseu. Spun deodată, cum se numește lucrarea, dacă e cu program, titlu, povestesc biografie compozitorului după un șablon și încep a pune întrebări despre biografie când povestesc despre compozitor, apoi începe să vorbească, s-a născut și a murit, încă nimic nu știe despre compozitor, s-a născut și a murit. Schimbați, spargeți stereotipurile și căutați interesantul și sensul vieții compozitorului, nu că s-a născut și a murit, dar în ce a făcut, ce nou a adus. Și uitați-vă care sunt noi corelații. Deci primul lucru care noi l-am înțeles de la trăire emoțională, pornim orice cunoaștere, da? Dar unde și încotro pornim este altceva. Noi putem de la trăire emoțională să sezăm forma muzicală, să percepem, aha, aici sună două evenimente sonore. Dar de ce două? Fiindcă se schimbă melodia. Dar cum ai simțit că s-a schimbat melodia? Dar noi cunoaștem alte elemente, fiindcă noi nu caracterizăm tempo, ritm, nuanțe de arce. Toate elementele de limbaj sunt relaționare cu melodia. Ce înseamnă? Asta înseamnă că atunci când eu caracterizez melodia, eu pun întrebare, în ce tempo sună? În ce moment s-a schimbat, în ce moment a apărut culminația? În ce moment, de exemplu, melodia
copiii sună la pian, acum noi vom asculta, da? Și se întâmplă așa, că din la trăire emoțională eu mă duc la sesizarea formei, cantității melodiilor, ideilor muzicale, cantității și calității, da? Fiindcă eu înțeleg că este forma bipartită atunci când aud o nouă melodie care are alt tip, are alt caracter, adică alte elemente de limbaj, așa? De la formă, eu mă duc, posibil că pot să vin la elemente de limbaj, dar eu pot să vin direct la imagine. Și iată, noi am închis cercul. Cu alte cuvinte, pornim de la trăirea emoțională și ca o busolă avem. Mergem, dăm elevilor numai o secvență de imagine, să înceapă, să pornească a o cerceta. Revenim la formă, construim încă un pază de imagine. De la trăire, de câte ori vreau de ei, de câte ori retrăim. De la trăire emoțională mergem la căutarea, urmărirea unui alt element de limbaj și descoperim imaginea. Am vrut astăzi să începem să audiem de la... Puteți să vă notați că este o creație extraordinară, puteți să o audiați chiar în clasa 5-a. Sonata pentru vioară și pian, în fa major, se numește Primăvara de Ludwig van Beethoven. Un lucru curios, noi cunoaștem foarte bine sonatele cele 32 pentru pian și mai și aproape deloc nu cunoaștem pe Beethoven ca violonist. Ca violonist? Dar nu uitați că el la 6-7 ani a cântat în prăvălie. Unde tatăl aștepta el să câștige niște bani la vioară. Și chiar am senzația că este un caz unicat. Știți de ce? Atunci când sunteți impuși să faceți o activitate cu desilă, cu greu, cred că se formează o repulsie. Vă imaginați ce era în sufletul acelui copil? Flământ, obosit, în mod normal, un copil din secolul 21 trebuie să urască vioară, așa cum e Beethoven, fiindcă îl punea noaptea să scoale și să cânte sub caprejur în prăvălie, să fie flământ, el trebuia să urască vioara și muzica. Dar asta era pentru Beethoven unicul lucru frumos. Închipuiți, unicul refugiu. Păi de ce noi nu putem face niște oaze de refugiu emoțional pentru copii? Oaze! Ia să iau la lecție. Presupunem că sunt momente care solicită suprafort, dar să fie momente în care copilul să primească plăcere. Să nu înțeleagă ce se întâmplă cu el, dar să-i placă ceea ce se întâmplă. Înțelegeți care e ideea? Noi suntem tentați totul să explicăm, științific, dar nu mai trebuie explicat. Să facem muzica, să prindă gustul și apoi să explicăm. Și doza de cunoaștere să nu vină toată odată, dar să vină dozat, atât cât e de ajuns ca să explice farmecul acestui frumos. Noi acum vom audia, eu repede mă retrag. Cer scuze, da? Referitor la formă. Da. Deci noi ne referim la stare sufletească, când e mult. Nu, forma muzicală nu este stare. Secțiune. Am vorbit de exemplu, că cânt e cu napoletan, ce formă are? Și care e rostul la ce și puneți întrebarea? Nu, păi că eu vreau să, pentru mine, să clarific. Nu. Este sensurse care spun că două bipartite, două stări sufletești, două... Și tot întâlnim forma strofic cu refren, adică sunt tot două. Bipartite strofic. Asta și strofic cu refren. Asta e cântec napoletan, da, din spate el e cântec. Bine, dar nu-s două stări sufletești. E melodie aceeași. Știți, dumneavoastră a spus o întrebare mai mult filozofică decât muzicală. Nu, pentru mine chiar e, dar tot ce scuze. Nu ce scuze, puneți întrebarea așa cum. Aici e problema în altceva. De ce copilul trebuie să știe ce formă are lucrarea? Iată unde e întrebarea corectă. Deci noi nu trebuie să-i dăm cunoștințe despre muzică ca el să știe. Lui trebuie să creăm situații în care el descoperă forma pentru a explica aceeași imagine. Dacă gândim, eu am cântecul napoletan sau italian, ce doriți? Napoletan cu două, da? Dacă luăm la cântecul... Dacă iei cu secțiune, iese că strei. Că-i prezent la prima, a doua și... Acolo este forma clară bipartită. E bipartită, aceea e introducerea. Dacă sună un material muzical unde nu este melodie, dar este numai ritm, armonii, asta nu este o introducere. Ok, da, asta e introducerea. Asta nu e, da. Și așa este.
Să spunem așa, e mai timid, e mai inhibat, așa? Deci noi încercăm să evaluăm și elevul, dar și grupul, așa. Cum evaluăm? Cine poate să-mi spună? Prin test. Cum evaluăm? Prin întrebări și răspunsuri, prin test. Prin instrumental și modul. Așa. Prin, anume noi suntem la evaluare inițială. Cum evaluăm? La independență ce vrem să evaluăm? Vedem prima dată clasa. Printr-un joc de culori, să facem niște exerciții de a obține niște nuanțe. Așa. De exemplu, facem exercițiu practic, da? Între începe. Prin discuții, putem să ne creăm imaginația și putem să facem evaluarea asta curentă. Încă prin ce? Tot chiar și test scris, dacă dorim. Hai să zicem așa, o examinare, o examinare curentă. Deci ce am dat noi, de exemplu, să fac cu repijorul, o schiță sau ceva, ca noi să vedem la ce nivel sunt, da? Iată dumneavoastră, din practica dumneavoastră școlară, cum de obicei faceți? Sunteți prima dată, vedeți prima dată clasa. Evaluarea inițială, cum o petreceți? Poftim, doamna Ioana. Impresii și marcanți. De obicei le spuneți impresii de păcat și... Spicare de doamnă că foarte bine. Și dumneavoastră îi dați timp cât, cum dozați să faceți? 40 minute. 40 minute. Doar practic, da? Poftim, cine faci precuși de mărie? Poftim. Inițial, când intrăm prin clasele primare, pun un coș cu instrumentele folosite la educația plantică și copilul trebuie să le dea denumiri guaș, acvarel, dacă cunoaște întâi. Să vedeți dacă cunoaște denumirea și dacă cunoaște instrumentele acestea. Da, e ca un joc, așa să spunem. Ce metode mai faci, aplicați, la evaluare inițială. Am făcut foarte des, spre exemplu, chiar la Painter pe o foaie de hârtie, eu desenez așa o linie curbă cumva și dau la toți elevii aceeași linie. Și le propun să fac ceva, să adaugi la imaginația lor. Și în momentul acela eu văd fiecare cum poate să lucreze creativ, în același timp cum lucrează cu instrumentele, cum utilizează culorile. Asta e ca o sarcină practică. Tot este foarte interesant. Da, dar în afară de asta, sigur că și oral diferit. Da, și desigur că mai țineți cont că copiii aceștia nu mai sunt veniți, de exemplu, vorbim de clasa 5-a, nu mai sunt veniți de la clasa primară, da? Deci ei sunt deprinși și cu învățătoarea lor sau cu învățătorul lor de clasă primară, care îi învață, au altă legătură, dar psihologică. Aici au venit la clasele mari, apar în loc de unul câți? Mulți, da? Și fiecare diferit și fiecare, deci, și ce vă străduiți anume primele lecții și anume prin căutând prin evaluarea asta inițială? Ce să facem? Să stabilim contactul sau să, legătura aceasta cu clasa, da? Că nu o să începem noi așa să... Să nu că sunt stresați, că, mă rog, au venit de la clase primare. Da, nu-i speriem, nu-i... Așa, să-i încălcăm foarte tare. Test scris. Da, nu-i punem dat să scrii test. Da, că poate acum el nici nu cunoaște profesorul, dar tot cu el să scrie. Ca o inițiere, deci prin discuție, dându-le întrebări despre ce le place lor, dar ce fel de lucrări cunosc, dar poate au acasă, cine are acasă o pictură, poate puteți așa să întrebați, da? Ce începe cu pisica, au un tablou așa cu două lebi de acasă, nu știu, dar puteți, da? Sau ei povestesc pentru că sunt foarte deschiși, așa? Așa, după ce, uitați-vă rog la dumneavoastră, masă este metodele de evaluare al
alternative. Și trecem la evaluare de bun formativă. Iată, aici trecem. Iată așa, e metode de evaluare alternativă. Trebuie să vină. Aveți? Aveți? Metode de evaluare. Da? Așa. Deci, haideți să dăm citire mai întâi ce este evaluarea formativă. E cine mă ajută? Formativă se implementează și se realizează la finele unităților de învățare modulilor. Are ca obiectiv cunoaștere sistematică și continuă a rezultatelor curente a progresului elevilor. Oferă profesorului posibilitatea intervenției imediate, permite aplicarea în timp optim a unor măsuri corective care să modifice rezultatele elevilor în sensul dorit. Se raportează la unitățile de competențe și unitățile de conținut parcurse în perioada vizată. Este instrumentală și se realizează pe bază de produse școlare recomandate prin conceperea unor subiecte relevante. Așa, ia gândiți-vă iarăși, să uitați în tabelul celălalt care sunt produsele specific, nu că specific, care nu le folosim la evaluare formativă. Găsiți, vă rog, tabelul celălalt. Practic toate, unde e tabelul acesta? Tabelul acesta, da? Deci și căutăm unde e, da? Și vedeți, noi n-am terminat de fapt cu tabelul ăsta. Ne uităm aici evaluare inițială, încât ce, în afară de lucrare vizual plastică, ce putem să mai folosim la EE? P6, ia uitați-vă aici, da? E mesajul argumentativ la evaluarea inițială și încă. Și cam atât, da? Așa, acum la evaluarea formativă. Ia vă rog, uitați-vă, care sunt produsele care noi putem să le folosim? Așa. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ia uitați-vă toate acestea, da? Deci, iată, ele sunt poziție. Așa. Ele așa și sunt aici, da? Da. Și acum uitați-vă clasa 5-a. Uitați-vă, eu pe masă. Clasa 5, evaluare formativă, unitate de conținut, mesajul, imagini, clasă. Așa aveți o băiță. Da, da, aveți, da? Da. Ce? Haideți să vedem aici. Iată. Este. La fiecare am zis. Așa. Și haideți să ne clarificăm aici, pentru că aici sunt foarte interesante. Sunt două evaluări, adică o evaluare formativă formată din două părți. Din partea mesaj argumentativ și partea P1. Succesiunea definirii, iar din nou, e nevoie de timp. Și atunci când îmi spuneți că eu pot să evaluez pe care simt, scuzați, eu stau și mă gândesc cum să evaluez tu sau când ai timp să vorbesc cu ați acesta. Din motivul ăsta vă spun și evaluare formativă să fie la nivel de modul. De asta și vă propun că noi lucrăm pe fiecare parte. Ok. Mergem mai departe. Cum operăm cu criteriul de succes? În primul și în primul rând, criteriul de succes trebuie. Nu-i destul numai să le... Cum am văzut în marea majoritate a școlii. Le-am plasat, citiți-le și o să vedeți pentru ce not. Ele trebuie, în primul rând, explicate. Da? Ceea ce noi, în unii momente, noi fugim de asta. Nu este corect. Copilul, vorbind despre ce, copilul trebuie să știe pentru ce primește notă, noi trebuie să le explicăm. E clar? Trebuie formulate criterii în dependență de vârsta copiilor. Iar sunt momente foarte importante. Dacă noi formulăm niște criterii de succes care copilul nu poate să le îndeplinească la nivelul sau la vârsta lui, mă scuzați. Și iar, curicul, având în vedere că ne dă libertate, vă dă libertate să formulați produse, să propuneți produse, dar ele, în curicul sau în ghid de implementare, avem deja, propunem dumneavoastră un model generic de criterii de succes.
Încă o dată, nu e bătut în cuie. Nu, nu vreau să lucrez că nu mă satisface sau nu corespunde nivelului copilului. Sunt întreb să le reformulez. Și iar din nou ne ducem la ceea ce ați spus, citiți și dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți, aveți libertatea și responsabilitatea pentru parcursul formării fiecărui elev în parte. Și acum hai să ne activizăm. Hai să ne ajutăm. Dumneavoastră ați propus produse. Și acum, e că acum mi-e place produsul celor de la gimnaștică. Unghiul înapoi și vreau să formulați la dumneavoastră criterii de succes și cel mai interesant, criteriile de succes se coreleze cu unitățile de competență. Pentru aceasta, dați-mi vă rog mai departe. Vă propunem și unitățile de competență, independență de... Am lucrat la clasa 5, majoritatea dintre... Da, da, asta nu s-a... Nivelul 1. Nivelul 1. Mai departe. Să propuneți criterii de succes, nu 1, 2, 3, ei nu vor înțelege, dar criterii de succes care îndeplin să reflecte produsul. 5 minute. Fiecare probă ce și-a propus, unul din produs încercat să le elaborat și le analizăm. Deci, personajul, băiețelul este desemnat,
chiloțești și măicuță, și fiecare membru a echipei vine cu bătălia sa. Nu! Eu le-am propus idei diverse. Vine cu piesa, de o descrie în fața grupului și o îmbracă. Și când mai vine cu o pincă, vine cu pantaloni și fiecare. Da, până la urmă avem... Asta este la studiu elementelor de costum. Portul cu piese, portul cu da. Deci poate să fie și așa un aspect, dar poate să fie și așa cum ați spus și dumneavoastră, cu niște... Da, buzunărie și iarăși aici avem... Stai, mă rog, și aici avem descrierea și au scos, s-au făcut cunoștință colegilor în același timp. Da, cam așa ceva. Cam este ca, ziceți dumneavoastră. Bine, dar ca să știm cum putem noi să folosim acestea, noi avem, iată, în repere metodologice această listă a produselor unde vi se sugerează acest produs ca ce poate fi în evaluarea formativă sau în evaluarea sumativă. Și dacă ne uităm, deci aceasta s-ar încadra în lista aceasta de produse în proiect individual sau de grup. Așa, dar produsul este poster și este descris în acele liste. Bine, dar dacă să priviți acest produs de la sfârșit de lecție, care este de fapt o schemă a acelei lucrări practice care elevul urmează să realizeze. Deci asta este produsul realizat la sfârșit de lecție. Deci el nu are aspect final de proiect realizat, dar este o schiță proiect. Deci, pentru a fi evaluarea formativă numărul 1, eu de exemplu, fac de o lecție. Dar de ce nu? Istoricul, studiem materiale. Pe domnul și-a spus că aceasta este etapa de proiectare. Deci, după lecție 1, deci merge cu partea practică și este un rezultat a unei lecții, ca apoi să meargă deja la realizarea. Arătați-mi știe. Șervețele gata. Nu acesta. Așa. Deci asta este proiectul și iată este schița pardon și asta este lucrare. Asta e chiar. Da. Dar când nu e valoră? Da. Așa. La schiță și până la practică. Deci aici. Schiță la prima. Asta e valoră. Ce materializare? Nu e produs singur. Așa. Deci noi pe parcurs, la prima, da, dacă se poate, aceste elemente, da. Dumneavoastră zis că sunt cazuri când elevul nu finisează lucrarea până la sfârșit de lecții. Ce facem cu el? Așa, exact. Nu uităm că noi nu avem scopul de a penaliza elevul. Deci noi îl încurajăm, îi dăm și îi oferim șansa ca să continue această lucrare practică. Dar în cazul când, spre exemplu, poate nu-i reușește sau lucrează mai încet. Sau nu-i place. Sau nu-i place, dar poate fi și azi. Nu-i place. De ce facem noi? Îl ajutăm, îl încurajăm și putem chiar să-i diminuăm, să-i limităm, să-i oferim o... Și acel exemplu, vă rog, da? Deci dacă observați, ele nu sunt duse până la cap, fiindcă atât i-a ajuns puteri ca să realizeze această exersare. Și dacă vorbim despre aceste... Punctul ăsta nu-mi place, că ăsta mi-a plăcut, ăsta nu. Exact. Așa, iată, ați văzut produse realizate de la începutul unui modul și până la final, cu chiar și realizarea acestei lucrări practice, care este de fapt produsul EF2. Da? Așa. Deci, ați observat că fie câte produse s-au prezentat? 1, schema 2, exercițiile 3 și produsul final 4. Deci învățătorul în felul acesta s-a axat
taxat procesul de instruire pe 4 produse care le consideră el mai importante în acest modul. Deci asta nu înseamnă că celelalte lecții nu se realizează nimic. Se realizează și atunci activități care duc, iată, la formarea acestor competențe pentru realizarea acestor produse. Deci, pe lângă faptul că noi realizăm produse, am zis că pe parcursul evaluării formative continui, este important ca noi să valorificăm încă ce? Exact. Deci, în mare măsură, ECT-ul se axează și pe autoevaluare. Deci, atunci când elevul se autoevaluează, ce se întâmplă cu motivația lui? Crește. Crește. Deci, el conștientizează că trebuie, iată, aici încă un pic să mai studieze, că fiindcă aici este acel moment care la dânsul poate nu este chiar atât de reușit. Și invers, eu asta pot face eu și și noi ne punem opinie, sigur că da. Dar cum se face la asemenea la când am luat elementele specifice, adică asemenea convenționale, am făcut o mostră cu piciorușul fără jeteu. Da. Așa. Pentru evaluarea aceilei mostre croșetate, în perechi facem schimb să ne evaluăm și atunci copiii își văd unde au lacune și unde au progrese. Atâta de evaluare, atât și evaluarea are, să zicem așa, trebuie realizată, doar că nu realizăm la fiecare lecție, dar realizăm atunci când considerăm că este oportună această evaluare de a fi realizată. Deci, în felul acesta, vă mai repartizăm niște materiale cu sau fișe. Lucrare practică. Aici sunt mai multe, puteți să dați chiar în perechi. Poința, că de altfel atitudine îmi formez, nu dezvolt. Respectiv, aceste dorințe, evident că depunând și un milion de eforturi, devin obișnuințe. Psihologia ce spune? Că e nevoie cel puțin de 20 de zile pentru ca să ne formăm o obișnuință, ca să conștientizăm cât este de dificil în ceea ce ne propunem noi prin disciplina respectivă. Și evident că toate acestea împreună îl ajută pe elev ca să-și formeze atitudini sau să ia atitudini vis-a-vis de valorile pe care noi le promovăm. Și doar atunci el va putea să le transmită sau să le transfere, să le transforme în comportamente observabile, ce le numim noi obiective de tot neamul, și ceea ce spune curiculumul, competențe, foaia imititică. De atâta eu am spus, am desenat aici un semn infinitului, pentru că toate acestea și iată ca produs. Deci am pus produsul, chiar mulțumim formatoarei că ne-a prezentat instrumentul
talentele respective calitate, da? Deci viața de calitate și toate cuvintele cheie. Cam asta e din timpul care l-am avut. Privitor la profesie, aș vrea să fac o rectificare. Nu este suficient numai în clasa 5, a 6, a 7, a 8, a 9. Eu, ca profesor de matematică și informatică, ghidez cu toți ca pe primul loc să fie profesie de profesor. Și din perspectiva, fiindcă am avut o experiență frumoasă și reușită acum toamna să fie un corect de sus, unii primul loc, cea mai avantajoasă profesie este profesor, toți se închină la profesor și după e profesor urmează medicul, care sigur o societate sănătoasă, economistul care distribuie rentabil banii și restul în celelalte. Totuși noi profesorii, indiferent de disciplină, indiferent de clasă, indiferent de nu știu ce și nu știu cum, ar trebui ca să orientăm tinerii în ziua de astăzi să-și aleagă profesia de profesor. Fiindcă noi vedem raportat la cerințele educaționale, este nevoie de un profesor adecvat școlii, nu cel care a terminat cu bacul pe 5. Și vedem astăzi ce se întâmplă. După bac, cei care au rezultate mai bune se duc de la coadă în sus. Noi trebuie să-i orientăm de sus în jos, ca să avem o societate bună și pentru celelalte profesii. Aici, dacă ar fi, dacă e cazul să concretizez, discutam într-o grupă de cadre didactice formabili cu referire la acest modul al profesiei și cineva spunea că le-am întrebat pe copiii mei, care este cea mai curată profesie în viziunea voastră? Dar o lecție extraordinar de frumoasă a unei profesoare la disciplină, la care au venit răspunsul, dar dumneavoastră cum credeți, care e cea mai curată profesie? Servitorii. Servitorii, cred că ați făcut lecția, da? Deci, respectiv, am zis că medicii, doctorii, că e curățică de tot, da? Și au adus diferite argumente, pentru că zicea doamna profesoară Olaru că trebuie să creăm conflictul cognitiv și, respectiv, asta a făcut cadrul didactic, ca să ajungă că servitorul tot este cea mai curată și merită atitudine respectivă. De aceea, completăm la ce a zis doamna profesoară. Mulțumim! Cine vine la securitatea vieții? Deci, securitatea vieții este, să zicem, mai mult da, decât stop la unele lucruri. Asta trebuie să învățăm. Să separe greul de medină. Mulțumim mult! Cine la nu s-a stricat. Ea s-a distribuit. Se trebuiește la formare. Deci, următoarea echipă, văd aici am de acum produsul finalizat, vă rog frumos. Bravo echipei! Da? Dezvoltare personală cu un om, cu un copac plin tineri. După cum vedeți, avem săgețile, ceea ce reprezintă treapta primară și ne ducem încet și spre treapta gimnazială. Începem cu clasa 5-a și care sunt simbolul sau ce vedem noi în față atunci când zicem dezvoltare personală? În primul și în primul rând, o viață fericită. Pregătire pentru viață, niște valori, succes în carieră, diversificare, creativitate, relații armonioase în familie. Iar de la fiecare semincioară ne ducem spre niște calități pe care le formăm noi. Și calitățile pe care mult ține de noi, de profesori, de dirigenți, este să implementăm în discipolii noștri și anume, la unitate este bunătatea și încrederea. Pentru elevii este mult mai important să aibă încredere în ceea ce fac și să meargă cu bunăstare spre viitor. Apoi, pentru pregătirea și pentru viață și valori, avem familia este la bază, unde orice
orice învățare începe din familie și este nevoie ca copilul să respecte tradițiile și valorile familiale, apoi deja să le promoveze în societate. După diversificări și creativitate, avem individualitate și om activ în socializare. Nu este de ajuns doar să fie o persoană încrezută în sine, dar este nevoie ca să putem dezvolta în elevii noștri și să țină un discurs, să comunice, să nu aibă frici, să nu aibă bariere, dar să pășească peste aceste frici, bariere pe care ei de la mici copii le au. Da? Apoi este relația armonioasă în familie. Iarăși sunt copiii fericiți și grijă, respectul. Iarăși punem accentul pe copii, pe familie, deoarece familia este nucleul principal în societate pentru dezvoltarea fiecăruia. Și nu contează ca profesorul dirigintele să colaboreze împreună cu părintele pentru dezvoltarea și atingerea celor scopuri pe care le are copilul încă de la o vârstă tragică. Mulțumim mult! Pentru contribuții cu resurse, bine că a scos propriile resurse din cealaltă și am mai adăugat următoarele două echipe. Cine dă? Identifică pus în catalog, de fapt înseamnă eu, ca și cadru de dată, îmi asum responsabilitatea la acest moment, acestui copil să-i ofer sprijin. Acest alt copil are nevoie doar de o ghidare. Asta înseamnă. Acum, întrebări, dar trebuie pus în caietiere sau pinti și independent. Iată aici este libertatea în care modalitatea în care dumneavoastră veți ști să aduceți la înțelegerea copilașului ce înseamnă acest lucru. Asta o să ducă sau la succes sau la ieșire. Și cine va ajunge la ieșire, vă învăța din greșelile lor. Am auzit așa o expresie. Uite, copiilor li se pune independent, da, nu știu cum am spus, în agentă, și asta tot este o etichetă. Este asta o etichetă? Asta nu e etichetă, dar etichetă poate orice poate devine, cum cesul. Cât nu a fost în locul și cesul, acum e etichetă la părinți și la... Deci uitați-vă, deci cu timpul, deci totul depinde de semnificația pe care o folosim, și modul în care o folosim. Deci, ce înseamnă independent? Înseamnă că eu ca și cadru, dacă te comuni părintele, copilul dumneavoastră, aceasta, astăzi a reușit independent. Copilul dumneavoastră astăzi a reușit, da, iar copilul celălalt a avut nevoie de mai mult sprijin. Și nu este o etichetare, până la urmă. Dar modul, aveți dreptate, în cazul în care nu este, da, acum aș să vă da, cred că vă filmați. Ne filmați cu sunet? Da. Să vă filmați ceva. Să vă deci este importantă semnificația pe care o acordăm simbolurilor în autoapreciere. Nu este important că este culoarea verde, că este culoarea roșie sau este culoarea galbenă. Este important semnificația. Și acum o să vă propun să realizăm o reflecție în contextul a două întrebări frecvente. Prima întrebare este, foarte frecventă întâlnită. Cum să evaluăm fără a calcula punctaj? Ca să oferiți dumneavoastră răspuns, eu am pregătit câteva întrebări suport. Și o să vă ascult pe dumneavoastră. La final o să dau și eu răspunsul meu. Deci, cum să evaluăm fără a calcula punctajul? Și întrebările suport sunt. În ce constă funcția de bază a ECD? Suport al învățării. Se realizează această funcție prin acordarea de punctaj? Este acordarea de punctaj un suport? Dar ce este? O măsurare, o decizie, un control. Dar noi am zis să trecem de la control la suport în învățare.
În ce constă libertatea și responsabilitatea cadrului didactic în asemenea situație? Că tot am vorbit despre libertate și responsabilitate ca un deziderat. În ce constă? Să observe, să ia decizii corecte, să sprijine, să dea ajutor la unii, să știe. Așa, sunt de acord cu dumneavoastră și o să vă prezint și răspunsul meu. Să ne centrăm pe elev, abordându-l, să vedem copilul, să scoatem capul din calcule, de punctaj și procediu, și să observăm copilul cu greșelile lui, cu problemele lui, cu succesele lui și să mediem calea spre succes acestui copil. Tot ce s-a făcut prin instrucțiunea la catalog, prin faptul că dumneavoastră ați fost scutiți de multe documente care au fost necesare pe parcursul anilor, dar deja erau prea multe și prea caotice, s-a făcut o regulă prin acest fapt. Prin toate regulamentele care au fost elaborate din Ministerul Educației și Cercetării, respectiv prin cadrul normativ, s-au urmărit să se acorde cadrului didactic oportunitatea aceasta de a realiza ECD-ul cu adevărat. Adică, de a nu avea atâtea calcule. Să nu vedem, am calculat punctajul, am calculat la fiecare copil, am făcut un tabel, am raportat și este foarte frumos. Este aceasta în încheierea funcției principale în ECD. De aceea noi vorbim despre înțelegerea esenței. Și faptul că ajungem să auzim oricum se calculează montaj, oricum așa, asta înseamnă neînțelegerea esenței. Asta înseamnă aplicarea inconștientă, neconștientizată a evaluării materiale prin descriptori. Și dacă vom înțelege ce stă la baza evaluării materiale prin descriptori, vom înțelege cum să aplicăm, cum să adaptăm la fiecare clasă. Și ultima întrebare. Să nu confundăm acea evaluare națională sau sumatire unde noi calculăm, măsurăm. Acolo măsurăm, acolo decizi. Acolo este, da, decizional. Deci avem complet alt obiectiv la bază. Dar la evaluările formative de etate și la cele punctuale, nu are rost. Nu are rost. Pentru ce să-i faci copilul punctaj dacă eu, ca și cadrul didactic, am scopul să-i ofer suportul necesar. Eu trebuie să mă uit nu la punctaj, dar trebuie să mă uit la ce tipuri de greșeli comit copilul. Și să înțeleg la care greșeli eu are rost acum să-i ofer, la care greșeli eu trebuie să revin cu toată clasa și care greșeli poate trebuie lăsate pentru o perioadă mai lungă. Cum să realizăm autocorectarea într-o clasă numeroasă? Tot o întrebare foarte frecventă. Și întrebări suport. Când să o realizăm? La aceeași lecții sau la lecția următoare? În funcție de? În funcție de? Nivelurile exact. Dacă răspunsurile sunt univoce, eu pot să le prezint ca o grilă de răspunsuri. Și copiii se autoverifică. Dacă se implică într-o măsură oarecare, cât de mică creativitatea, și răspunsurile la copii pot fi diferite, eu nu pot să le prezint o grilă după care ei se autoverifice. Eu trebuie să iau caietele, să le verific, să observ unde copiii au întâmpinat dificultăți și respectivul loc sau încercuiesc sau într-o altă modalitate, atenționez copilul. Și atunci eu ofer copilului posibilitatea la lecția următoare să se autocorecteze. Și dacă este nevoie, îi ofer suport. Poate după ore. Sau cateu pentru o casă suplimentară. Nu, pe acasă. Categoric, nu? Bazarea nu poate fi o pedeapsă. Ce forme de organizare a clasei sunt posibile la autocorectare într-o clasă mare?
Frontal e posibil? Da. Forme de organizare sunt frontal, în grup și individual. Deci, hai să gândim, frontal e posibil? Da. În grupuri e posibil diferențial? Posibil. Și individual? Da. Fiindcă avem diferențieri și individualizare. Va fi poate nevoie câtorva copii să-i facem sarcini individuale sau să lucrăm la sfârșitul autocorectării cu niște sarcini de antrenament individual. Și ce trebuie să putem anticipa? Gândindu-ne la cum să realizăm autocorectarea într-o clasă numeroasă. La ce trebuie să ne gândim când să anticipăm ca să avem succes în această activitate? Nu câtorva copii, de la ce? El este în măsură să-și facă autoevaluare. De care e? Bună ziua, stimată doamnă, vă rugăm să vă prezentați. Bună ziua, mă numesc Natalia Diriu, sunt învățătoare la Liceul Municipal Procul Sportiv, sunt lector universitar la Institutul de Științe ale Educației din municipiul Chișinău. Ce v-a determinat să participați la Simpoziumul Pedagogic Național din cadrul Institutului de Științe ale Educației? Deci, noutatea pentru un cadru didactic, pentru un lector universitar care ține la ceea ce este nou și ceea ce se face în domeniul științei, desigur că întotdeauna motivează și interesează. Anume aceasta m-a motivat să vin astăzi la acest simpozion național în cadrul Institutului de Științe ale Educației. Care sunt impresiile dumneavoastră de la eveniment? Aș avea, de fapt, am doar impresii pozitive, pentru că ceea ce s-a adus astăzi în fața cadrelor didactice, în fața inspectorilor din diverse raioane ale Republicii Moldova, sunt foarte importante. Implementarea evaluării criteriale prin descriptori în învățământ. Deci este o metodologie nouă care se implementează la treapta primară deja în al cincilea an, însă în treapta gimnazială este abia la început. De aceea ne interesează ceea ce este nou. Pentru a avea o calitate în învățământ, desigur că trebuie să fim noi informați foarte bine. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, perspectivele evaluării criteriale prin descriptori în Republica Moldova? Eu cred că perspectivele sunt binevenite și vor fi pozitive, pentru că se pune accent pe elev, se pune accent pe copil, se pune accent pe calitate în evaluare criterială prin descriptori și însuși pe personalitate. Pentru a avea o personalitate formată corect, atunci noi trebuie să punem accent pe calitate. Însuși, evaluarea criterială prin descriptori ne oferă această posibilitate. Vă mulțumim foarte mult! Mare drag! Bună ziua! Vă rugăm să vă prezentați! Iusina Iulia, Raionul Tarapia. Spuneți-ne de la care instituție veniți? Скажите нам, что музыки? Я из управления образования районного совета Тараклия. Курирую начальное образование как специалист. Являюсь главным специалистом управления образования. И также курирую учебный процесс начального образования. Ce v-a determinat să participați la simpoziumul pedagogic național din cadrul Institutului de Științe ale Educației? В чем состоит интерес? Первое, что у нас уже в течение 5-й год внедряется, применяется критериальное оценивание, является одним из эффективных методов и приемов оценивания. Очень интересно предоставляется именно методика проведения критериального оценивания, продвижения критериального оценивания в начальном образовании, которое способствует успешному обучению учащихся. Как вы думаете, сегодняшнее событие помогает нашим учителям в этой реформе? Для того, чтобы была какая-то помощь, мы это организовали на уровне, было как и на уровне республики, были организованы форматорские курсы, также на уровне каждого района организуется обучение, консультирование дидактических кадров вместе с тем и родителей, и учащихся. Эффективно внедрялось в период 5 лет, то есть сегодня уже 5-й год, в этом году первые выпускники начальной школы, которые перешли в 5-й класс и
также было определено особое внимание на то, чтобы был плавный переход от критериального оценника к отметочному оцениванию по некоторым дисциплинам. И одно из преимуществ еще, что в гимназическом цикле обучения также вводится критериальное оценивание через дескриптор именно по другим наукам обучения. Что вы могли бы сказать о перспективах этой реформы? Есть это будущее? Мое мнение, что, конечно же, есть будущее, есть приоритет в том, что уже есть свои плюсы, уже есть свои успехи. По окончанию 4 класса мы уже увидели результаты детей. То есть это успешное оценивание, которое поможет в реализации каждого ученика, и который знает, к чему идет, над чем работать и какой успех будет у ученика. Спасибо большое, успехов. Спасибо. Revista în cadrul atelierilor sau master class-urilor. Iar acum la ședința de totalizare ne-am dorit ca câte un reprezentant de la fiecare master class la tribună, la catedră, să ne spună care sunt concluziile activității dumneavoastră și ce recomandări sunt foarte importante pentru autori, pentru conceptori, pentru formatorii care realizează implementarea metodologiei de evaluare criterială prin descriptori. Începem conform listei sau la dorință? Deci, acordăm cuvântul grupului Evaluare criterială prin descriptor la disciplina Educație Muzicală. Următorii, Educație Plastică. Așa, sunt cei mai muncitori, încă discută. Educație Tehnologică, Educație Fizică, Educație pentru Societate. Dar cine este? Educație pentru Societate? Poftim. Onorată audiență, sunt Tatiana Morozov, profesor de educație pentru societate, director adjunct în gimnaziul Ciuieni, raionul Sângerei. Sunt și formator raional și participând la astăzi la acest atelier în cadrul simpozionului național pedagogic, împreună cu colegii de la Educație pentru Societate și împreună cu formatorii naționali Olga Elpujan și Natalia Cibotar, am pornit de la aserțiunea că educația cetățeanului democratic nu necesită, nu are competențe născute, dar necesită o anumită educație și anume educație pentru societate, pentru formarea cetățeanului activ și pentru o participare democratică. În acest context, astăzi, la acest atelier, am lucrat asupra evaluării criteriale prin descriptori la educație pentru societate, fiind o disciplină nouă, care este implementată conform curiculei din 2018. Suntem deja la al doilea an de implementare și în urma acestui atelier, colegii au propus ca să facem următoarele constatări. Deci, educația pentru societate, această disciplină care ajută la formarea cetățeanului democratic, urmărește și completarea unui registru asociat. În acest registru, cadrul didactic trebuie să observe sistematic formarea celor 20 de competențe specifice disciplinii educației pentru societate. Evaluarea criterială se face prin descriptori la final de an școlar și după fiecare unitate de învățare, cadrul didactic trebuie
trebuie să facă un anumit comentariu. O doamnă din UTA Găgăuzia a menționat, doamna Rusu, veteran de excepție, o doamnă profesoară care a ținut să menționeze că urmărește tot ce se face în acest domeniu și a propus, fiind susținută de ceilalți colegi, ca să fie în contextul debirocratizării aceste comentarii la sfârșit de fiecare unitate de învățare să fie excluse, să fie păstrate comentariile de la sfârșitul anului școlar în concordanță cu finalitățile de învățare la disciplină. Pe această cale mulțumesc organizatorilor la acest simpozion. La disciplina educației pentru societate urmează formări la fiecare 2-3 luni, deci este o disciplină care ne motivează să implementăm evaluarea criterială prin descriptor și să o facem bine spre binele copiilor. Formarea cetățeanului activ. Deci, ceea ce am vrut ca să mai adaug este că noi formăm cetățenii activi, cetățenii pentru o participare democratică, cu părere de rău, nu întotdeauna în societate, vedem modelul omului politic. Eu am mai auzit părerile acestea și la noi în Raionul Sângerei și mă susțin colegii și de acolo și din întreaga Republică, la nivel de țară, deci trebuie să avem oameni cu viziuni politice care să susțină școala într-un model de cetățean cu viziuni democratice și să le respecte ceea ce se spune să se facă la nivel de structuri politice de stat, astfel acestea o să fie un model pentru cetățeni și respectiv pentru elevi. Eu vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim foarte mult, absolut de acord, școala trebuie să fie în afara oricărui partid politic și să-și meargă pe drumul ei, care este creat de către pedagogi, dorit de către părinți, elevi. Și acum acordăm cuvântul grupului, condus de către doamna Valentina Găciuc și Ludmila Ursu, reprezentanții, sau mai bine zis, responsabilii din direcțiile regionale de învățământ, de învățământul primar. Dată audiență, bună ziua și vă zic și eu o frumoasă felicitare cu ocazia sărbătorilor de primăvară. Sunt doamna Polski Inga, de la Direcția Generală de Învățământ a Municipiului Chișinău și astăzi reprezent grupul care a lucrat la implementarea metodologiei privind evaluarea criterială prin descriptori la clasele primare, ce ține de aspecte ale implementării esențiale și situaționale, anume în practică. Vreau să vă spun că noi suntem cei care am implementat această evaluare criterială deja pe parcursul mai multor ani și să știți că cu cât înveți mai mult, cu atât mai multe situații noi apar și nevoie să le debriefăm și să le rezolvăm în vederea asigurării unui învățământ de calitate. Am avut parte de un atelier constructiv foarte interesant în care s-au abordat aspectele practice ale evaluării criteriale prin descriptori. Și nu în ultimul rând am abordat acea funcție esențială a evaluării criteriale prin descriptori care spune că învățătorul este cel care trebuie să ofere elevului sprijin în actul învățării. Am avut parte de formatori, doamna Găciuc și doamna Ursu, le mulțumim foarte mult, vă rog să susțineți cu aplauze formatorii noștri. Și am analizat anume acele aspecte practice ce țin de evaluare. Ce evaluăm la copil? Care sunt greșelile esențiale? Care sunt greșelile ocazionale? Și pe ce trebuie să punem accentul atunci când de fapt facem cu copiii o evaluare calitativă? Nu în ultimul rând vreau să vă zic că 2 ore este prea puțin să abordez acest aspect, de aceea necesită să organizăm formări care ar asigura acea legătură între aspectele teoretice și practice pentru pedagogi. Sigur că un singur atelier este prea puțin. Trebuie să fim permanent în pas cu noutățile, în pas cu copiii și să asigurăm pentru copiii noștri o viață cât mai frumoasă în viitor. Pentru că noi suntem cei care punem baza celor cunoștințe elementare pe care le au copiii în clasele gimnaziale de mai departe. Vă mulțumesc foarte mult!
Formările, da? Am menționat, este nevoie de formare continuă. Parcă ar părea că s-a vorbit astăzi la tribună că 15.000 de persoane au beneficiat de formări, dar nu uităm că în învățământ vin cadre noi, sunt multe cadre, vă zic din poziția mea de reprezentant al Direcției Generale, care se reîntorc în învățământ după ani de zile și au nevoie de aceste formări. Chiar și persoanele care au beneficiat de formări, se schimbă lucrurile, se schimbă accentele, se schimbă posibilitățile, se schimbă, suntem în era digitală, totul este într-un ritm foarte rapid. De ce niciodată nu este puțin sau mult să faci o formare. Așa că formările sunt necesare. Mulțumim foarte mult. În cadrul Institutului de Științe Educației avem 40 de formatori naționali pentru formările pe care le realizăm în baza metodologiei de evaluare criterială prin descriptori și cred că pe viitor, împreună cu reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ar fi bine să ne formăm un grup de formatori naționali deja pentru implementarea metodologiei de evaluare criterială prin descriptori la ciclul gimnazial și liceal, astfel ca la fel în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, dar poate și la solicitare în teritoriu, formatorii naționali, dar și cei locali, ar putea să formeze în continuare profesorii care predau la aceste discipline școlare. Și acum acord catedra reprezentanților grupului de evaluare criterială prin descriptori, clasa 1-a 4-a, condus de doamna doctor conferențiar Mariana Marin. Da, sunt Păreu Lucia, sunt și eu formator național în evaluare criterială prin descriptori. Astăzi am avut parte de un masterclass condus de doamna Mariana Marin, autoarea întregii metodologii, doamna care ne-a motivat pe noi să încercăm să facem schimbare și chiar am făcut-o cu succes, cel puțin pentru noi, cei care am aplicat ca fiind învățători la clasele primare, paradigma evaluării criteriale prin descriptori. Atelierul s-a numit Asigurarea continuității implementării evaluării criteriale prin descriptori la nivelul clasei a 4-a, a 5-a. Doamna Mariana ne-a oferit posibilitatea în cadrul masterclass-ului să spunem cum facem noi acest lucru la nivelul instituțiilor de învățământ din care facem parte. Am încercat să discutăm despre pedagogizarea părinților ca un element foarte important din această perspectivă a continuității. Am vorbit despre metodologie evaluării criteriale prin descriptori cu note și fără note. Am pus în dezbateri lauda pentru diligență, așa încât este un element important în cadrul lecțiilor, în special în clasa a 5-a. Am vorbit ce se întâmplă în clasa a 5-a cu riscul deprecierii elevilor și despre strategiile de evaluare criterială prin descriptori. Am vorbit despre acțiunile care trebuie întreprinse la nivelul instituțiilor în colaborare cu părinții, cadrele didactice și administrația liceului, ceea ce este foarte important. Am vorbit și despre instrumentele pe care le folosesc cadrele didactice în cadrul lecțiilor. Recomandăm să se respecte reglementările actelor normative și în special e vorba de acel document care se numește Asigurarea continuității implementării evaluării criteriale prin descriptori la nivelul clasei a 4-a, a 5-a, în special cu susținerea administratorilor instituțiilor. Și vreau să finalizez cu o idee care a spus-o doamna Marin în cadrul masterclass-ului. Noi nu avem nevoie de note și nici copilul nu are nevoie de note și chiar nici viața nu are nevoie de note, căci evaluarea se face pentru învățare.
mulțumim mult și invităm de asemenea reprezentanții Atelierului Educație Plastică, condus de doamna Vitkovski. Stimat auditoriu, am realizat și specialiștii în domeniul educației tehnologice, cu toate că pot să reprezint și disciplina educație plastică, dar astăzi am lucrat cu grupul profesorilor de educație tehnologică, deci în primul rând am avut drept scop să vedem în ce măsură și cum s-a realizat procesul evaluării în, pe parcursul unui semestru, care sunt acele, să zicem, rezultate. Apoi am accentuat în ce mod și cum ar fi corect să se realizeze, să corectăm, să zicem, unele lacune care au fost, să zicem, realizate. Și în felul acesta am realizat atât o documentare, să zicem, în bază de acte și documente normative, cât și am realizat niște analize ale unor, să zicem, chiar și produse, metode de evaluare, instrumente de evaluare, cum corect s-ar realiza un instrument de evaluare, ca să dăm niște răspunsuri la acele întrebări cu care au venit învățătorii la acest simpozion. Și sper, după opinia profesorilor, că s-au dus împăcați cu unele lucruri luminate și consider că a fost o activitate productivă și benefică pentru dumnealor. Deci, atât. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Cine din atelierii nu a fost reprezentat în această ultimă ședință de totalizare și este în sală? Educație fizică, educație muzicală, dezvoltare personală? Mai lucrează, cred că, da? Sau este dezvoltare personală? Uștem. Bună ziua tuturor! Atunci când formatorul nu-și face tema de acasă, trebuie să vorbească el. Adică noi nu am pregătit reprezentanți care să vorbească din partea atelierului, fiind foarte axați pe cei ce s-a petrecut nimijlocit ca activitate. Bună ziua, Valentina Olaru, sunt formatorul atelierului care a lucrat la ECD la dezvoltarea personalului, totodată fiind și autor de metodologie de evaluare la disciplina în cauză. Dacă este să vorbim despre cele constatate și cele recomandate, aș putea să spun că oamenii s-au implicat foarte activ. Am avut o activitate de o satisfacție enormă în momentul în care am văzut produsele pe care le-au elaborat, în care am văzut competența în care s-au evaluat reciproc și totodată există anumite recomandări din temerile pe care au fost expuse de către participanți, pe care eu aș vrea să le îndrept mai mult pentru responsabile de disciplină din direcțiile raionale. Să existe o încercare de a citi foarte clar ceea ce este scris, ceea ce se cere și ceea ce nu se cere în metodologie. Ceea ce este obligatoriu și ceea ce este la discreție. Ceea ce este la ciclu primar și ceea ce este în ciclu gimnazial și liceal, pentru că există diferențe și vă rog frumos la lucrurile date să nu le punem toate într-un coș, că atunci lucrurile se încurcă și oamenii sunt speriați de la faptul că ei încă n-au încercat, dar ei știu că asta e greu. Deci asta a fost una dintre opiniile expuse. Cadrele didactice, o recomandare pentru cadrele didactice. În momentele în care nu știu ceva și nu sunt convinși că au înțeles din ceea ce le-au explicat, să deschidă documentul și să citească, că alfabetul știm toți. Și în momentul în care citim, asigur că noi toți avem competența de a înțelege ce este obligatoriu și ce nu este obligatoriu. Este obligatoriu portofoliu sau nu este obligatoriu? Deci, care sunt instrumentele care sunt absolut necesare? Și atunci viața noastră devine frumoasă, bucuroasă și simplă
fără a face referințe că multe hârtii, că foarte complicat. Vă asigur că toți autorii de ECD-ul la dezvoltare personală, când au gândit metodologia, primul lucru la care s-au gândit ca nimeni să nu-i prindă la niciun col și să-i apuce de gât pentru încă o hârțoagă pe care au inventat-o. Deci ea s-a redus la minimum ceea ce trebuie să facă profesorul, dar trebuie să o facă cu har, cu deschidere, cu atitudine și cu o dorință mare ca să vadă în sfârșit în clasa 12 un elev care își poate autoestima potențialul său și poate lua decizii corecte. Mulțumesc mult de atenție! Mulțumim și noi că mai sunt doritori. Poftim, dumneavoastră reprezentați educația fizică. Onorată asistență, bună ziua! Și noi, atelierul Educație Fizică, am avut azi dezbateri în cadrul acestui atelier și din start eram pregătiți pentru unele neclarități și în calitate de formatori am încercat să facem față acestor provocări. Știm cu toții că colegii noștri din Republică au o problemă majoră în implementarea ECD-ului și dacă nu cunoașteți un moment important, că încă nu toți sunt pregătiți să aplice această modalitate de evaluare. Și noi în această situație am fost puși de a-i convinge pe cei care au venit aici și sper că convingerile noastre vor pleca în Republică și vor da roade, succes. În cadrul atelierului am încercat să utilizăm diverse tipuri de activități să convingem profesorii că evaluarea criterială prin descriptorii nu trebuie să fie pedeapsă pentru elevi, ci o formă de motivație și, în ultimul rând, de a forma competențele elevului pregătit pentru viață. Sper că discipolii, așa să-i spunem noi de azi, ai noștri, vor pleca în teritoriu cu mesaje pozitive și ne bazăm foarte mult pe ei că, în continuare, să avem succes. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim și au rămas doar reprezentanții atelierului Educație Muzicală. Este cineva? Cântau, da? Nu este. Atunci, poate cineva din dumneavoastră dorește să-și expună opinia? Doamna Morari, noi vă așteptăm pe dumneavoastră, dar dumneavoastră nu ne-ați comunicat cum a fost organizată activitatea în cadrul masterclass-ului pe care l-ați condus. Bună ziua! Numai ce s-a finalizat activitatea atelierului la educația muzicală și vreau să vă spun că sunt mulțumită de cele ce am făcut noi. Profesorii s-au învățat a citi regulamentele și a le înțelege corect. Și acest lucru este foarte important. Am abordat din prisma activităților practice, audiție, creație, interpretare, niște metode mai inovative și profesorii au învățat să elaboreze criterii de evaluare și să genereze produsele pentru fiecare tip de activitate din perspectiva activităților făcute, realizate chiar în cadrul atelierului. Au apărut foarte multe întrebări interesante, provocatoare și am descoperit că mai avem de învățat multe la varietatea și diversitatea activităților de învățare și am pus și problema unor abordări de conținut. Ne-a referit foarte mult și la abordările unităților de conținut din curriculum. Consider că a fost foarte fructuos. A fost o discuție foarte dinamică, deschisă, multe întrebări și un schimb activ de experiență. Fiecare cadru didactic venea cu propuneri și abordări interesante. Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate și consider că nu trebuie de pierdut ritmul acestor dezbateri. Ele sunt foarte utile prin faptul că ne permit să apreciem la ce moment am ajuns, cât de profund am înțeles
importanța și să conștientizăm impactul celor făcute. Și dacă sunt profesori în sală, pot să confirme că a fost bine. Cred că a fost o activitate de succes ziua de astăzi. Dacă sunt întrebări, sunt gata să răspund. Cu drag. Și colegii îmi spun că s-a apropiat și doamna Ursu, care a coordonat atelierul educație plastică și vă oferim cuvântul. Bună ziua, stimați colegi, stimată comisie, prezidiu, formatori. Sunt foarte bucuroasă, pe unii să-i revăd, pe unii să-i cunosc. Aici sunt cei mai buni, cei mai interesați. Astăzi am avut parte de un masterclass creativ, interesant, interactiv, am întrebat, am ascultat, am răspuns, multe lucruri le-am elucidat și am trecut prin toate, să zicem așa, produsele care au apărut și sunt implementate cu succes acum la educația plastică. Vă mulțumesc pentru cooperare, pentru răbdare, pentru invitație și pentru încrederea care mi-ați acordat-o. Vă mulțumesc încă o dată. Și noi vă mulțumim. Dacă cineva dorește să-și expună părerea despre activitățile de astăzi, catedra este liberă. Un pic v-ați obosit. În așa caz, acord cuvântul doamnei Valentina Gaiciuc, specialist principal al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, care nu are dreptul să se obosească. Stimați colegi, eu vreau să vă mulțumesc. În primul rând, încă o dată să mulțumim Institutului pentru gazdă, dar nu numai pentru gazdă, pentru că aici a fost o implicare directă, suportul care ni l-au acordat pentru organizarea acestui simpozion. Să vă mulțumesc dumneavoastră că ați acceptat să participați la așa un eveniment și încă o dată acest eveniment este un exemplu și o dovadă că noi avem nevoie de conlucrare pentru a asigura continuitatea. Cei de la învățământul primar astăzi nu sunt singuri aici în sală. Toate atelierile au fost organizate pentru ciclul gimnazial. Noi ne bucurăm că sunteți alături de noi și noi sperăm că ceea ce am început va continua și poate cu mai mult succes, dar cel puțin cu înțelegere și cu susținerea dumneavoastră profesorilor care sunt din ciclul gimnazial și liceal. Eu vreau să nu ne oprim aici. Încă o dată, azi în ateliere, v-ați convins și dumneavoastră participând. Mai există întrebări, mai căutăm răspunsuri, mai încercăm să acceptăm cei care undeva acolo în adâncul sufletului totuși stăm rezervați de așa o paradigmă nouă, dar sperăm totuși să creăm acel mediu fericit în școală pentru copiii care vin în ziua de astăzi, care copii care nu sunt în condiții de cele care le doresc, ori fără părinți, ori cu părinți și așa mai departe, și așa mai departe. Deci acea fericire trebuie să o găsească, acea picătură de fericire trebuie să o găsească și în școală. Vă mulțumesc încă o dată tuturor, vă doresc drum bun. Să nu uit eu că cineva din urmă striga în atelierul nostru: "A, da, cu sărbătoarea, cu sărbătoarea." Deci cu sărbătorile de primăvară și sărbătoarea, așteptăm felicitări din partea bărbaților, dar și noi ne-am obișnuit să ne felicităm reciproc. Vă doresc sănătate în primul rând, primăvară în suflet, mereu drum bun acasă. Și așteptăm de la dumneavoastră propuneri, sugestii. Așteptați un pic, așteptați. Înțeleg că dacă doamna Găciuc a vorbit, după ea nu mai vorbește nimeni, dar vreau și eu să vă doresc și să vă spun două cuvinte, să vă mulțumesc pentru că ați fost atât de receptiv și ați acceptat participarea la evenimentul organizat de Institutul de Științe ale Educației. Vreau să mulțumesc comitetului organizatoric pentru activitatea care a realizat-o în aceste zile, pentru ca dumneavoastră să vă simțiți bine astăzi în cadrul Institutului, și vreau să ne felicit pe noi pe toți, întreaga comunitate pedagogică, dar și știința pedagogică, pentru un rezultat de succes
care de fapt marchează conceptualizarea unei noi teorii de evaluare criteriale prin descriptori, teorii care este bazată pe practica didactică, care pentru prima dată, cu titlul de inedit, a ținut cont în mare măsură de părerile cadrelor didactice, a fost revizuită, modernizată, actualizată pe parcursul a 5 ani și iată în 2020 avem acest ghid de implementare a acestei metodologii de evaluare criterială prin descriptori, care este rezultatul științifico-didactic al comunității pedagogice. Felicitări, dragi colegi! Bineînțeles, din numele tuturor colegilor Institutului de Științe ale Educației, vă dorim primăvară în suflet. Suntem între sărbătoarea Mărțișorului și sărbătoarea de 8 martie. Vă doresc să vă petreceți această sărbătoare alături de familiile dumneavoastră, de lângă copiii, mamele, bunicile, prietenile, să aveți bucurie în suflet, să radiați și să împărtășiți această bucurie cu discipulii dumneavoastră și cu toți cei care vă sunt dragi. Drum bun și mai veniți la Institutul de Științe ale Educației!